ediția nouă Bortles. Imediat intrăm cu, cum am obișnuit, cu cele două semifinale și finala live pe stream. Astăzi un solo cast din partea mea, așa că o să mă auziți doar pe mine astăzi. O să vă las puțin cu imaginea asta până îi pregătim pe băieți și o să dăm drumul cu prima semifinală. Deci stați aproape! Ok, și începem cu prima semifinală, Vlad Bult împotriva lui Charzul. Băieții intră acum în match, imediat îți dăm Spectate. Vedem un Rexar vs. Artus, un Hunter vs. Paladin. Imediat îți dăm Spectate și ca să fie tot în regulă, dăm cărțile. Vedem Barnes în mâna lui Charzul. Ok, gata, vedem și un Murloc Paladin de partea lui Vlad. Și meciul începe. Deci vedem un coin weapon, se încearcă să curețe cumva board-ul Charzul. Că mărlocii, dacă o să înceapă să câștige board-ul, destul de greu să mai facă ceva. Ok, și vedem și un Noble Sacrifice luat de către Vlad. Și push-ul continuă. Mai vedem și un War Leader în mână, un Blessing, o armă, deci Vlad Bult are cu ce să continue. Charzul merge cu un Secret, cu Wandering Monsters și își păstrează hit-ul. Probabil vrea să vadă dacă vine un buff, își păstrează weapon-ul pentru War Leader, exact cartea care are Vlad în mână. Mai Vlad probabil se gândește dacă merge, ori își buff-uie un minion să meargă mai mult damage. Se pare că la asta se gândește. La un blessing pe Rockpool Hunter, bineînțeles că are mai mult health. Oh, ce minion bun a ieșit de aici, care nici măcar nu moare. Trebuie să trade Vlad ambii minion. Și acum probabil o să vedem un... Barnes nu ajută, acum observ că are și Yasharaj în mână Charzul. Deci o să vedem probabil un Animal Companion. Și vedem un Leo, probabil nu cea mai bună sau cea mai fericită... cel mai fericit minion care putea să iasă din Animal Companion. Hmm.
Probabil, da, exact, va merge Call to Arms. Ce variante mai ar avea? Este acel What would War you do Leader ca if să there pușești too? și mai mult damage. Da, și vedem Call to Arms. Are nou venit și acel Protector. Foarte interesant, merge cu trade. Putea să pușuie și face aici cu ropul. Acum, e destul de greu, adică Barnes nu face nimic, poate să meargă cu secreturile. Ideea este ce face, merge cu weapon hit un protector. Destul de slow. Adică waste-ul, să zicem, weapon-ul doar pe un divine shield. Și mai are aici un Lesser Spellstone care încă nu este upgradat. Este abia la 2, fiindcă n-a jucat niciun secret. Și într-o situație destul de dificilă, Charzul aici cu Spellhunter-ul. O să vedem War Leader-ul din partea lui Vlad, o să vedem o grămadă de damage pushuit. Minionii sunt ignorați și cu weapon-ul este Little. Și vedem 1-0 pentru Vlad și el și-a terminat, cum zic, Paladinul lui și-a terminat treaba aici. Avem un 1-0. Și ne pregătim de meciul 2. Acum ce o să aleagă băieții? Ok, vedem pe Charizard care și-a păstrat Hunter-ul și vedem un Warlock care n-a fost bănuit decât de Charizard din partea lui Vlad. Și vedem un Enzot acolo, deci probabil vorbim de Control Hunter. Da, vedem și Twisting Nether, deci clar vorbim de Control, nu Hunter, ci Warlock. Vedem un Unleash aici. Știm cât de necesar și un Flanking Strike, avem și un Secret. Și avem o mână destul de interesantă, vedem și Lecky, vedem și Cardrow, vedem și One, Two, vedem și cei doi Beatles. Deci o mână destul de bună din partea lui Vlad, care are early game. Și vedem secretul Catrick, bineînțeles. Probabil nu o să-l vedem procuit așa de repede. Ok, un play destul de interesant aici, care, sau greu să zicem, de fapt nu ajută nimic ce are în mână pe Charizard și trebuie să meargă doar Hero Power. Acum se gândește dacă pinguie sau nu pinguie. Probabil nu o să pinguie minionul, având în vedere că o să folosească acest Flanking Strike pe ajutare. Dar nu merge nici face, își păstrează arma. Și vedem acel Beetle.
care merge fail și mai apare unul. Ok. Și pe cum ziceam, acel flanking strike, dar acum are doi beatles între care poate să are. Și a apărut un Moneon care poate să conteste bine board. Probabil să vedem un trade beetle și un coin. Un coin, un coil. Sau o să vedem chiar un coin out Lecky. Nu știu dacă Charzul joacă Silence sau are un tech, dar probabil are dacă nu a bănuit Warlock-ul. Se pare că merge pe varianta asta. Vedem și Catricoil acela, care procuie acum. Ok, acum Charizard trebuie să pună pressure pe board, să spunem așa, că știe foarte bine că tura viitoare o să iasă acel Void Lord, fiindcă în control Warlock nu apar Doomguards. Practic nu are nicio variantă cumva să salveze acel proc al lui Lecky, dar exact, decizia este să meargă cât mai mult face, să pușuie damage. Și să spere că poate vine top deck Silence-ul, care presupun că l-are deck, nu știu deck-urile, așa că nu știm dacă are un Silence. Ok, ce variantă are Vlad aici? Poate să trade-uie board-ul, ce probabil o să facă, are și un Librarian. Se gândește probabil cum poate să... Da, o să meargă un Defile aici, foarte bine, așa curăță bordul, într-adevăr își wounduie, să zicem așa, Void Lord-ul, dar e așa grav că rămâne totuși un 3-4 on board care scoate un 3-1-3. Ok, așa vedem și pe acel Enzod, care probabil o să aducă imediat Void Lord-ul înapoi, care va muri. Vedem și un Doomguard. Charizard a încercat cât de cât să mai recupereze din acest board, dar destul de dificil. Vedem și Geist în mâna lui Vlad. Merge acel coil ca să mai tragă o carte. I-a venit și heal-ul. Și pe 7 probabil o să vedem un Geist. Dacă nu mai ai cred, dacă crede că nu mai are nevoie de heal, sau poate să vedem un Dark Pact pentru heal și apoi o să vedem un Geist ca să-și pună. În rest nu prea are ce să joace Vlad și ar fi bine să nu piardă acest bot. Și se gândește la un Doomsayer ce ar vrea să oprească pe tura 7. Ok, vedem un Heartless Mark, nu cel mai bun pic din partea lui Charizard. Weapon-ul, dacă joacă weapon-ul Rock Dealer, n-o să se întâmple nimica, n-o să-și procure efectul, având în vedere că el are Barnes și Asheraj în deck. Eu personal, acum, mie nu prefer varianta fără, cu toate că dacă îți vine un Barnes, ai un pressure enorm pe board imediat, sunt și match-up-uri unde poate vezi imediat concede. Dar, bine, probabil nu în turneu, dar zic pe ladder. Dar mie îmi place varianta doar cu spell-uri, fiindcă e mult mai consistent ce când vorbim despre weapon, despre și alte spell-uri care au acel
quest, să zicem, să nu ai niciun minion în deck. Ok, vedem Mountain Giants, deci observăm și Mountain Giants în, în deck-ul lui Vlad. Și merge cu acest heal, probabil pregătește un, un Geist tura viitoare. Vedem un tracking aici, oare ce ar putea să caute Charizard-ul? Haideți să vedem. Ok, probabil o să iau un Wandering Monsters. Să mai oprească din damage, dar oricum o să meargă Vlad probabil cu 1-3 ca să verifice de Wandering Monsters. Și Lesser nu prea ajută că nu are niciun fel de, de secret momentan în mână ca să upgrade-uie. Edge destul de dificil. Dar probabil o să vedem un Wandering Monsters pick. Așa, luat totuși Spellstone-ul. Și va și merge cu el. Dar, cum ziceam, destul de dificil să mai, să mai scoate ceva de aici. Vedem și Gul'dan în mână. Acum încă un Dark Pact. Probabil n-are nevoie de heal. Sau să meargă cu heal și cu Geist, doar ca să nu waste-ui acel, acel 8 heal. Ok, se gândește la un Defile, nu știu exact... ce ar vrea să fac aici. I wonder if... Ok. Ok, acum să... Când a venit rope-ul. Și vedem și acel Geist care am spus că va veni la un moment dat. Ok, Charizard se gândește ce mai poate să facă să mai salveze acest match. Se uită la un Unleash. Ar putea să trade-uie cu Unleash-ul prin, prin Void. Walker să trade-uie cu cei 2-3-3 în, în Geist. Dar tot rămâne 8 damage on board. Și poate să, da, și poate să meargă Wandering Monsters apoi. Sau poate să mai meargă un Unleash. Și să trade-uie în, în Mountain Giant. Și cu Wandering Monster se protejează și de atacul Geist-ului. Ok, merge, atacă, n-avea ce să facă, n-avea control. Și acum vedem acest Void Lord care probabil o să încheie acest match. Ok. 3 weapon în mână la Charizard. Well, și vedem 2-0 la Vlad. Și o să vedem acum druidul lui Vlad. O să vedem exact despre ce druid este vorba.
Când Charizard mai are atât Mage-ul, cât și Priest-ul și cât Hunter-ul. Vedem dacă Charizard rămâne în continuare cu Hunter-ul sau va schimba acum. Ideea este că nici Charizard nu știe despre ce druid vorbim, dacă este agro druid, este acel tempo, speedful druid sau este un J druid. Anduin versus Malfurion. I must protect the wild. The light shall bring victory. Ok, momentan arată J, dar nu se știe încă. Și la Charizard pare un combo. Da, este Jade. Este varianta de Jade cu aici multă armor up. Și vedem doar ramp de partea lui Vlad, dar ce nu se mai facă altceva. O să vedem un Radiant Elemental și probabil o să înceapă să caute Charizard, să tragă cărți ca să se pregătească de acel combo. O să vedem probabil armor up-ul și un 4-4 scos. Probabil Vlad se gândește dacă vrea, că există șansa să scoate probabil Fendral dacă merge cu acel Oaken Summons. Dar merge până la urmă cu el și scoate Tondul. Mai avea varianta de Nourish, dar a zis că trebuie să începe să contestuie board-ul, că altfel devine destul de dificil, mai ales că nu are un Ultimate Infestation în mână ca să pușuie cu acel rem. Is someone injured? Ok, Charizard încearcă să-și tragă combo-ul. Dar probabil o să vedem de la Vlad că o să mărească board-ul încet încet și o să pună presiune pe Priest. Și pe cum ziceam, Vlad începe să-și mărească board-ul. Vedem și Twilight Drake cu aici, are și operativ. Deci Charizard are multe opțiuni aici. Să vedem exact pe ce variantă merge. El și-a bafuit acel cleric să-l pregătească pentru un Inner Fire. Trage în continuare cărți. Probabil o să-l mai și bafuie cu un cabal, numai că pierde destul de mult board. Must consider. Must move quickly. Am văzut în care, da,
pe cum ziceam, o să meargă cabal și o să bafe ca să mărească tot mai mult. Problema este că mai are niște tonți Vlad cu care poate să lucreze și mai are și unul în mână. Deci o să fie destul de dificil pentru Charizard să poată să pușuie face acel cleric pe care îl pregătește pentru combo. Ok, se gândește la acel Inner Fire și într-adevăr pe varianta asta văd că va și merge, probabil o să și îl protejeze puțin sau merge operativ. Merge operativ să pune forță on board. Să pune pressure, încearcă să mai recupereze ceva din acest board. Da. Pe cum ziceam, o să meargă să-l protejeze cu un Tar Creeper. Și cam atâta. O să vedem un Nourish cu 4-4. Un 5 mana Nourish cu 4-4. Un 5 mana 4-4 Draw 3 cards. Și vedem în continuare Vlad caută Ultimate Infestation-ul, l-a găsit și acum probabil o să vedem un armor sau, da, până la urmă merge pe armor. Ok, un alt operativ. Acum Charizard are, după cum vedeți, mâna colorată, foarte multe opțiuni. Să vedem exact care crede că este varianta cea mai bună. Poate să ia atacul de la 4-4. Ok, ia atacul de la 3-2. Probabil ca să-și ia mai puțin damage cu... Ah, ok, să-l ia, foarte interesant. Acum 3-2 cu 22. Oh, exact. Și dă un heal. Și începe acum să pușie face. S-a făcut loc pentru acest... Ce vedem acum? Vedem un Ultimate Infestation care probabil nu o să-l ajute. Și într-adevăr, Ultimate Infestation. Nu știu dacă a fost cea mai bună alegere. Bine, nici nu aveam multe alte variante. Nu este Little Tour asta. De fapt, ba nu, dacă merge operativ nu poate să scoate nimic, nu poate să scoate un swipe sau așa de la Vlad. Și mai 2 damage. Să vedem de unde își scoate Charizard acest 2 damage. Must consider. Să meargă cu clearing sau cu semi-clearing. Și probabil o să vedem și un Tar Creeper. Poate să meargă chiar un Twilight Drake dacă chiar e, dar... Se pare că merge pe varianta de heal. My hand is too full. Ok, oricum a fost bărnuit un Jade Blossom. Din ce văd eu din mâna lui, Vlad nu mai poate să facă foarte multe. Poate să meargă să meargă cu bun. Merge pe varianta Kun aici și mai și-a pus un 3-6 în drum și sparge și acel 3-3, presupun. Sparge acele 3-3, ca să trebuiască să se trade cu 22. Mai încearcă să tragă niște cărți.
și vedem acel silence din partea lui Charizor care duce meciul la un 2-1. Și Priestul lui Charizor și-a făcut treaba aici. Și în continuare îl o să vedem pe Vlad cu druidul său. Și Charizard mai are mage și acel Spell Hunter cu care are două lusuri deja. Să vedem ce mai dacă se riscă iar cu acel Spell Hunter sau joacă cu mage-ul tura asta. Și într-adevăr și a mage-ul. Malfurion. I must protect the wild. You asked for it. Și observăm un secret mage aici din partea lui Charizard. Nu este un control sau un quest mage. Ok, vedem pe Vlad care începe direct cu Jade, cu un Jade Idol. Are ramp în mână Vlad. Are și ceva removal, are și un... Când îl vedem pe Charizard că are cam ce trebuie ca să pushe cât mai repede, cât mai mult damage. Ca să intre după aia în zona de burn, unde nu mai îl interesează board-ul și merge numai face. Vedem și acest Kirin Tor Mage, care nu va fi folosit, va merge probabil Lucky, va merge Explosive. Și va merge și acel Mediv, cu care va push-ul face. Cam asta trebuie să facă Secret Mage, un match apoi ăsta, să push-ul cât mai repede până nu vede un spread. Ok, și vedem acest explosive trap care intră direct în gadgets in action. Și are un start destul de bun. Vedem și Kirin Tor, vedem și Potion of Polymorph, care poate să lovească pe acel Fendral care îl vedem în mana lui Vlad. O să vedem un ramp totuși. Și un Hero Power. Ori bănuie că este Potion of Polymorph. În rest ar fi trebuit din punctul meu de vedere să developuie puțin mai mult board. Și dacă își pierdea Fendral în situația aia. Acum o să vedem probabil... Okay. Merge înainte cu Cliff, după aia probabil o să vedem un Secret. Urmat de un 0 mana 5-5. Pe cum ziceam, și ce a luat din glif acel, nu știu, Glacial Mysteries, care pune toate secretele din mână, ce înseamnă că practica Secret Mage e o carte foarte bună, nu vrei să o joci din prima în deck-ul tău, dar e foarte bună dacă o tragi dintr-un glif, având în vedere că îți umpli sau îți faci refill de spells de secrete imediat cum joci acea carte. Și vedem un Jade Idol, probabil o să summon-ui un 2-2. Că nu te interesează să mai shuffle-ui nimic, că nu o să ajungi în late game cu Secret Mage. Și vedem acel Spellstone. Și acum o să vedem Polymorph-ul care o să-și facă efectul. Și probabil o să vedem un Conceit. Încă nu este gata, într-adevăr. Dar sunt șanse destul de mici ca Vlad mai poate să revină în acest match. Joacă acel Fendral, Fendralul va fi mort, fiindcă în cele 3 secret-uri de aici există și un explosive.
Este un explosiv, e un counter spell probabil și un nu, probabil. Sigur avem un explosiv, un counter spell și un un ice block acolo. Secretele lui lui Chazur. Vedem acel Ultimate Infestation, care însă nu cred că îl va ajuta, fiindcă știe că Vlad știe că este counterspell acolo. O să vedem, probabil bagă Fendral doar așa ca să, dar știe că este explosiv. Având în vedere că au fost aduse on board toate spellurile, toate secretele, știe ce este acolo. Este counterspell, este explosiv și este ice spell. Și vedem acel Nourish counterspell și un concede. Și vedem pe Charizard cum revine în acest match, este 2-2, mai are doar acel spell hunter pe care, care trebuie să câștige. Pe când Vlad se chinuie de două meciuri cu acest druid. Ok, și intrăm în meciul decisiv, cum ziceam, este acel între Vlad și Charzul și este ăsta Jay Druidul lui Vlad Bulge și Spell Hunterul lui Charzul. Rexha versus Malfurion. I must protect the wild. Let's the hunt. Okay, vedem niște ramp în mână, niște removal. Un combo bun în Vlad de mână, dar destul de late. Vedem acum dacă o să joace greedy. Pe când la Charizard mână vedem un unleash, un tracking care îl păstrează pentru apoi să vedem, și Hunter's Mark-ul s-a întors. Vedem un ramp mai early acum în mâna lui Vlad. Are și Oaken Summons și încă un Hunter's Mark în mâna lui Charzul. Și merge direct tracking. Să vedem ce caută. Două unleash-uri și un candle shot, cea mai bună opțiune în match-up-ul ăsta. Cu unleash nu prea ai ce să faci. Vedem acel, vedem un cun și Ultimate Infestation în mână lui Vlad, deci probabil meciul ăsta se va întinde și va avea ocazia să meargă acel combo, să-i spunem. Și a ieșit Fendral de data asta. Vedem Crushing Walls. Vedem până la urmă acele Hunter's Mark care își fac treaba în combinație cu Candleshot. Vedem pe Vlad cum merge, practic n-a mers ramp, nu se grăbește să ajungă la Ultimate Infestation, a preferat să facă board. Vedem acest Ketric și vedem și al doilea Hunter's Mark în combinație cu Candleshot, care mai sparge un minion al lui Vlad, foarte simplu, fără să-și închideze face damage. Și mai vedem unul. Și un Hero Power. Vedem acest explosive trap care nu face mare lucru. Dar ce face este îi upgradează spellstone-ul exact care îl joacă acum cu 4, face board. Și vom vedea dacă poate cumva să revină pe acest board Vlad. O să vedem probabil un ramp. Swipe-ul nu ajută foarte mult. Mai rău face, noi știm că acest Blossom va aduce și Ketricul, va aduce și acel Stealth Panther, care va mări și mai mult board-ul lui Charizard aici.
Aici o să vedem foarte mult face damage. O să vedem probabil un candle shot și un candle shot hero power sau merge pe Rexar să ia value cât mai repede. Toate că nu o să ia foarte mult value din Death Rattle. Dar nu contează, începe să scoate value din hero power-ul nou. Și cred că Chaosul ține foarte inteligent acel Crushing Walls, fiindcă dacă o să vină varianta cu Ultimate Infestation, o să poată să le curețe pe amândoi dacă nu există board, dar am văzut acum acest Spreading Plague care a venit top deck, care mai poate să-l stoluie, să-l oprească puțin pe Charizard. Să-l ducă pe Vlad în tura 10, care probabil o să vedem mai mult ca sigur acel cu un Ultimate Infestation. Și vedem din nou un Explosive Trap. Ok, avem aici variante Hydra. Probabil o să vedem un Bear Shark, care nu lasă să fie targetat acel minion de Ultimate Infestation. Hydra ar fi destul de greu. Acum n-am văzut exact ce este. Da, a luat acel Bear Shark. Să vedem cu ce. Tontul de 3-3. Și vedem exact combo de care spuneam. Și a venit și acel 0 mana 4-4. Arcane Tyrant. Chiar 2, ca să fim mai specifici. Și s-a creat un board aici enorm de partea lui Vlad. Credem dacă are răspuns Charizard la el. Are acel Crushing Walls, care poate să mai reducă din threat-urile de pe board. A reușit să mai reducă, pe cum ziceam, Charizard din board. Dar Vlad continuă să domine board-ul și cu acea aia și swipe. Cam taie din elan lui Charizard. Vedem un Wandering Monsters care o să mai stolui puțin Explosive Trap, ok. Și Spellstone-ul, asta era, practic trap-urile au fost jucate ca să poată să joace Spellstone-ul la potențial maxim. Dar vedem aici la Vlad și un Behemoth și un DK, două Behemoth de fapt. Deci, board-ul va crește și nu va crește cu minioni mici. Și vedem aici pe Malfurion, Charizard este cam pe top deck. Trouble.
Și vedem aici, au venit Iașuraș, dacă am târziu. Încearcă să mai găsească ceva ce Arzul și și-a luat acest zombist de 5-6, deci o să dea 5 damage cu el, probabil o să dea în cun. Și vedem cum revine Bordur într-un fel sau altul de partea lui, lui Charzul, dar acum o să vedem probabil un Behemoth și, și un Branching Path din partea lui Vlad Bult, care iarăși o să domine apoi. Cum ziceam, și-și buff-uie minionii. Mai are niște card draw, mai are un Behemoth Vlad. Acest din Charzul ce face? Dacă o să încerce în continuare să clear-ie, cam asta ar trebui, că dacă ar merge Iașuraș, n-ar prea rezolva nimica. Și vedem cum Charzul a reușit iară să pună stăpânire cât de cât pe bord, mai ales cu ajutorul acelui Hero Power. Și iarăși vedem acea armă care nu dea niciun fel lui Charzul, având în vedere că mai are ori pe Barnes, ori pe Iașuraș în deck, în cazul ăsta pe Barnes. Vedem și Ultimate Infestation încearcă din nou cu acel Hero Power Charzul să mai salveze situația. Noi vedem în mâna lui Vlad și acel Ultimate Infestation. Și vedem acea Angry Chicken. Și cum ziceam, Charzul iarăși a reușit să recupereze cât de cât din board, dar o să vedem acel Ultimate Infestation pe acel Angry Chicken. Și o să vedem imediat cum acel Jade Idol va fi shuffle-ului tura viitoare în deck înapoi, ca Vlață nu poate să ia acel fatigue damage. Se scapă și de acel Wolf de Poison Vlad și o să vedem probabil acum Iașuraș. Sau o să vedem, again, un Hero Power din partea lui, lui Charzul. Să-și caute iarăși un minion care îi se potrivește în, în situația de față. I wonder. Se gândește Charzul ce să facă, dacă să meargă Iașuraș sau să meargă Hero Power, și decide să meargă Iașuraș. Și vedem și pe Barnes.
și vom vedea... Masterful. Și Lethal cu Hero Power. Și-l vedem pe Vlad, care îl bate pe Charzul în acest match, în această semifinală, și merge în finala Bortles 9. Eu o să vă las cu imaginea pe care o știți foarte bine și o să pregătesc semifinala viitoare și o să ne auzim imediat. Deci stați aproape.
Salutare lume, am revenit cu semifinala 2. Vă las încă cu imaginea asta până se pregătesc băieții să dea drumul. Ce vreau să vă zic, că a intrat Alex R28 cu noi să ne ajute la casting. Salut Alex! Salutare lume! Și o să fiu acum în 2, o să fie puțin mai simplu și pentru mine. Capa Pride acum, gata. Da, acum să vedem să-și dea băieții drumul. O sună ciudat. Să înceapă băieții, am vrut să zic. Gata, se vezi, se potrivește emote-ul ăla pe care îl pun eu de fiecare dată când intru, când comentezi cu cineva. Da. Ok, hai să vedem. Ok, vedem că se pare că au început. Le dăm spectate și vă scap imediat de cover image. Gata, și suntem în semifinala a 2, unde Lepa. Avem un Mage Mirror. Exact, începem. Mim joacă control în Zot Mage și Lepa joacă Secret Mage. Ok. Am un 2 cu mâini decente momentan. Acum parcă e o mână chiar mai bună pentru Mim. Are removal-ul necesar, adică removal-urile. Până la sfârșitul meciului, cred că îi ajunge removal-ul. Da. Ok, ce să vă... O să meargă probabil Coin Arcanologist sau... Nu, eu zic că... Coin Doomsayer. La aia se gândește. Arcanologist nu se gândește să-l dea cu Coin-ul acum. Se gândește dacă se dea cu Doomsayer sau tura următoare să nu-și folosească Coin-ul pentru Counterspell, să-l mai țină. Da. Și asta o și făcut. Aici ce zici? Eu aș juca pentru tempo, Medivh's Valeu, poate, că te gândești după aia, na, ai 3 damage, dar, de exemplu, dacă îți dă acum Doomsayer, tu n-ai absolut nicio șansă, nici cu Frostbolt, nici cu nimic ca să îl mai omori. Așa, dacă aveai Medivh's și Frostbolt, puteai să-i omori Doomsayer. Da, așa-i. Sau, stai, 3, nu, poate, nu. 4... Nu, mă gândeam, nu, puteai, da, na, nu-s prost, puteai cu Frostbolt și cu Medivh's Vale pe bord. Oh, și încă două removal-uri sau spell-uri de disable, adică polimorfă. Și acum o să vedem un coin counterspell-uit din partea lui Mim, în primul rând. Sau să ia și dirtile. Nu, prima dată este test de counterspell, ca să te scapi de o grijă, cred. Mai clar. Da, nu. Dar bun, acum și dirtile tu ăsta. Bine, și dirtile tu joci până la urmă. Explosive. Da, dar na. De ce să nu? Coin nu chiar nu te deranja. Uite că acum putea să-i scoată 5-5 și na, era un pic mai nașpa pentru Mim. Oricum, la cât removal are, nu-i nașpa nici 5-5-o, dar... Nu, s-o gândi, poate dacă dădea coin-ul, ar folosea degeaba, ce-ar fi pus după aia secret-ul sau ce făcea cu... Na, acum știe la sigur că e cam counterspell sau ice block, dar nu știu dacă joacă Lepa ice block. Probabil că joacă, adică n-am văzut secret-ul ăsta. Acum se... Asta e tot acum, asta e acum, nu știu, nu prea joc, asta e acum tendința să fie Ice Block. Păi cam asta e, dacă îți pui Ice Block-ul nici nu te mai uiți la board, ci pușul damage, mai ales contra Warlock-ii, știi? Îi lasă să-ți fie tine cât vrea. Ah, da, cum acum sunt mulți Warlock-i sau Dude Adin. Dude Adin, ăla e cel mai fain deck. Recomand la cine ascult. Da, dacă vreți să creați cancer pe serverele Blizzard, să vă jucați Dude Adin și să trageți și așa bine, cum trage Proti. Nu cum trag eu. Hai să vedem aici. Știi că e counterspell, deci probabil... O să meargă cu... Nu mai e counterspell, e explosive. A, da, e explosive, ai dreptate. Da. Că l-o tras din glyph. Da, nu, ne-am luat cu vorba și nu m-am văzut ce o lua din glyph. Da. Ia uite, hai să vedem acum ce ia din glyph. Acum să fiu Spellstone, nu mă gândesc, da. Da, Spellstone, că n-am Missiles, n-are impact. Și Flamestone, Shatter, super. Super. Că nu se poate da Shatter și pe Hero, nu? Păcat că nu prea are minioni în mână, Mim. Da. Dacă vrea, poți să-și dea Shatter la proprii minioni. Da, super. Vedem o grămadă de removal aici la
la Mim în mână. Da, Mim nu se grăbește, n-are rost să dea oră, că atâta timp cât are cărți puține, Lepa, da, el n-are cum să moară. Așa-i. Se gândește probabil ce removal să folosească pentru... Sau se gândește că are încă un counter spell. Da, că nu a testat încă, nu? Sau te... Ba, nu, a testat, nu, testat cu polymorph. Da. Se gândește atunci doar ce removal să folosească. Poți să mergi și cu Dragon's Fury, că oricât de puțin ai lua ceva, tot îi omori. Da. Și după... Da. Dragon's Fury e random, poate nu vrei să ai surprize după aia în late game cu el. Așa știi la sigur că Meteor omoară ceva sau Flame Strike plus Ping omoară ceva. Da, așa cu îți mai vine un de la un secret sau ceva și nu, dar oricum ce găsești da. De așa mult health la mage în deck? Doar dacă joacă sau poate joacă Hydra, dar are Meteor pentru că mai sunt și Nu cred că joacă Hydra, adică am văzut. Aici au tras mega prost Ionuț, au tras un runes, deja are un runes în joc. Da. Da, Lepa are acum un secret în mână care nu poate să joace, are acel Shatter care, dacă nu vedem... Și un Frostbolt. Și un Frostbolt care poate să-l combine cu acel Shatter. Acum testează pentru runes. Are cu ce. Dar cred că dacă o citit bine mâna Mim lui Lepa, știe acum că mai e încă un runes în mână. Pentru că dacă era cam orice altă carte, ar fi jucat-o acolo tura trecută când o tras-o. Cred că asta e cam singura carte pe care n-ar fi jucat-o, sau nu știu, un Pyroblast, da, pe care nu-l putea juca din cauza manei. Da. Aici așa 3 damage, dar recuperează 3, deci e ca și cum a jucat un minion de 2 mana și nu a pățit nimic, dar nu mai are minionul. Oh, și acum încă un secret. Acum știe în proporție... De 90% că unul e Explosive Runes. Oh, dar nu a jucat și Counterspell-ul? Da, într-un fel e ok că după aia nu mai ai cum să-ți activezi probabil Medivzoletul sau îl activezi foarte greu. Da, au păstrat pentru asta, dar e destul de dificil, zic eu, acum situația da. Asta pentru Lepa. Cam greu să mai revină, poate cu Alunet, dar și atunci e greu, că are Artificer acum, Mim. Mai poate să tragă cărți dacă intră în dificultate. Da. Aici... Ce faci? Mergi aici Arcane Artificer și... Uf. Mergi un Flamestrike, numai așa? El ales să nu dea pas, vrea să avanseze, poate să tragă Jaina, cred că la aia se gândește. Dar uite că l-a ajutat pe Lepa să tragă Alunet, ceea ce nu-i chiar ok pentru el, că el nu și-a tras Jaina. Și să vedem, acum devin lucrurile mai interesante cu Alunet. Cu Alunetul ăla, da. Și acum o să vedem probabil... Da, e super, s-au gândit aici să joace Potion, că... Da, poate să fie ori un minion mare, ori Artificer-ul, oricare dintre variante e foarte bună. Uite, Alexstrasza sau Artificer. Da, probabil o să nu se gândește. Acum o să vedem dacă se gândește la acel Potion of Polymorph. Da, na. Poate vrei de oricum, uite, cu Alexstrasza poate te gândești că e... Încă un random, nu mai poate să fie. Atunci, da, se poate gândi doar că e Counterspell, Ice Block sau Potion of Polymorph. Să vedem. Dacă vrea să meargă pe chestia asta, poate să încerce prima dată, nu știu, un removal să vadă dacă e Counterspell, dar își pierde toată tura. Da. Dar n-ai de ales. Trebuie. Sau poți să dai pas, dar ești după aia aproape de... moarte în vreo două ture. Da, clar. Aia că trebuie, dacă folosește Artificerul ăla, trebuie să meargă cu ceva... Cred că Artificer trebuie să-l joace, nu Alexstrasza sau... De ce? Nu, că dacă se gândește să fie Polymorph, ar juca Alexstrasza, că mie îmi trebuie doar efectul, nu trebuie body-ul ăla pe gol. Da, Artificer oricum o să-i facă maxim, nu știu, 7 armură, ceva de genul. Și uite, da, cu Alexstrasza, după ce îi spărgea blocul, putea să-și dea iarăși. Înapoi la 15. Să fi folosit Alexstrasza defensiv. Da, mai încolo. Acum să vedem cum o să decurgă jocul. Vedem dacă l-a ajutat sau nu știu. Deci dacă eu aveam, dacă știam că e Potion of Polymorph acolo, probabil aș fi mers și eu. Uite acum cu runes, degeaba are Artificer dacă n-are alt minion. Asta da.
Bine, noi nu știu, n-aveam de unde să știm că o să tragă el runes, da? Aici cred că trebuie să dai și Frostbolt, eu aș fi dat. Că o să ai foarte mare mâna, da, și nu o să mai poți juca toate la un moment dat. Da, dar o să înceapă să-ți vorbi. Aici e într-o situație grea, Mim, că trebuie să iară să joace un minion probabil. De fapt nu trebuie să joace neapărat, dar... O să meargă cu removal-ul. Dar se apropie și Lepa să îi spargă blocul într-o două. O riscat aici, că nu știa dacă e counterspell sau așa, că l-a testuit. Da, dacă uitem că mai are counterspell. Și acum iar, cred că joacă Ice Block-ul, ok, nu știu. Ce-o ieșit? Aici mai degrabă joci counterspell, cred eu. Nu, Ice Block-ul. N-ai nevoie, tu nu o să mori niciodată. Asta e una. Trebuie să joace counterspell-ul ca să nu îi facă iarăși board clear. Că nu putea să îi facă. Da, dacă joacă orice vrajă, nu mai poți face încă una natura asta și da, era destul de ok. Nu prea are cu ce să clear-e, cu ce poate să clear-e. Da, asta zic. Când e un, ai 5 și 7 health. Da, Dungard-ul sigur să rămână în viață, dar uite că îi făceam counters pe la Blizzard și era ok, cred. Da. Așa. Da, așa oricum îi sparge blocul, îi dă Fireball Pink și să vedem după aia ce mai poate face. Aici cred că trebuie să-ți mai eliberezi mâna. Mai joci minion chiar dacă știi că o să-ți moară. Nu știu, uite, el alege să... Nu, dar o să facă overdraw la câteva cărți dacă nu-și joacă mâna. Nu joacă counterspell-ul. La două cărți, fi de dar trebuie să joace Lecky, de ce nu joacă? Nu. Mana o face overdraw. Nu, că și-o tras toate cărțile. Și cred că... Nu. Mai... Ba, o să moară, cred. Stai să calculăm. O să aibă 2, 3, 4... Ba, o să moară Lepa, uite-te, de la fatig. O să-i spargă acum blocul și o să mai tragă încă 3 cărți și o să moară, nu? Stai să vedem. 8. Da. 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 Deci l-o salvat Ice Block-ul pe mie. Da. Al doilea Ice Block. Și 1-0 pentru Mim în semifinala 2. Uite că câteodată te bucuri că trage Alunet, dar de data asta l-a omorât pe Lepa Alunet. Da, asta e de fapt downside-ul. De-aia mulți jucători preferă să joace cu Mediv pe Secret Mage, doar ca să nu moară de la fatig. Chiar dacă, na, Mediv e un pic cam slow, dar mai ales în meta asta, na, cred că e acceptabil să-l joci, că da, am văzut sunt de curea agro, dar nu mai la fel de agresive ca până acum, parcă. Da, am văzut de când fără, asta pe leader, da. De când nu-l mai vezi pe Patches sau Patches. Creeper-ul. Și acum o să vedem Secret-ul versus Control Warlock. Control Warlock, iar nu e un match ideal pentru Lepa. De fapt, practic nu, ar trebui dar, să fie. Dacă știi? Trage bine, e foarte ok. Da, asta e, să vină Ice Block-ul, să vină burn-ul, ca să poată să dea ignore la toanța. Oh, și nu-și ține. Câteodată eu îmi țin Lecky-ul și în match-up-uri mai agresive. Nu știu tu, dacă joci prea mult Warlock de control. Lecky de obicei îl țin. Că mai da, acum Ana joacă agresiv. Dacă joc contra agro, vreau să... Bine, n-avea altceva, știi? Nu, acum joacă multă lume Potion of Polymorph, dar nu-i garantează nimeni Secret Mage-ului că o să-și treagă Potion of Polymorph din toate secretele pe care le are. Clar. Aici un Explosive Runes care o să fie iară contracarat cu Beetle-ul, probabil. Sau să dea acum Defile, ca să nu-i crească mana urmă, dar e un play și ăsta. Da, trebuie să dea 3 înainte, numai să... Da, trebuie să facă Defile și să spere că nu-i counterspell, nu? Sau să dea Beetle acum, nu știu. Cred că e mai bine Defile, că dacă dai Beetle-ul și îi runs, tu după aia... Pa, nu poate să-i facă clear oricum. Aici cam am două variantele
La fel, nu cred că una... Îți mai niște damage cu mana ori motură, dar atât. Da, da. Care oricum, la cât heal are Warlock-ul. Da. Și acum și-o tras iară Lechiu, deci l-a aruncat și l-a primit înapoi. Înseamnă că are nevoie, tot așa zic, dacă arunc ceva și vine imediat înapoi, înseamnă că sigur am nevoie de cartea aia. Da, ori ai nevoie, ori vrea jocul să te zică că ia cartea asta. Ia mă că-ți trebuie, uite mă. Aia uite, i-o dat cu vârf și îndesat, 2 lechi. Ok, și Defire s-a făcut treaba. Și acum Lepa trebuie să spere că o să tragă Alunet până în tura 6. Dacă nu trage Alunet până în tura 6, nu cred că mai are cum să câștige cu 2 lechi. Alunet sau un Potion of Polymorph, iată și... Da, și Dark Pact. Aici nu cred că mai ai nevoie să dai tap. Dacă ai un play tura asta, nu cred că ai nevoie de tap. Ai după aia pe tura 5 play, pe tura 6 play. Nu, da, nu văd rostul. Ce poți să mai cauți? Gul'dan? Gul'dan vrei să-l... Da, nu, oricum are... să... Așa, n-are rost acum. Da. Mai sunt 6 ture până atunci, sau 5. Wax element, l-am văzut o grămadă. Da, da, da. Wax, e. Aici alegerea. Costă și un umană pentru următorul explosive. Felguardul, ime, are 3 atac, n-a poate să-i omoare toți minionii în afară de Crystal Runner, dar nu știu dacă, o luat Felguard. Se pare că n-are nevoie de mana Crystals. Oh, și încă un counter spell. Că mai trebuie să stia ceva în mână. Bine, probabil trebuie să-i counter-e Dark Pact în prima fază. Începe deja să dea cu burn. Da, dar dacă la un moment dat nu o să poată să mai dea decât cu burn și dacă tragi doar o carte pe tură, cât burn poți să și dai, știi? De greu, dacă nu-i vine Alunet în curând, e gata. Și nu cred că gata. Facă nici silence sau așa, deci Lechiu la sigur o să procuie. Da. Nu cred că joacă silence. Încă un explosive. Aici dă, preferă ping-ul în locul explosive ca să nu dea al doilea lechi, probabil. Asta s-a gândit. Deși, na, al doilea lechi ar fi dat încă 4 damage. Tu dacă mergi pe ideea că doar prin burn o să-l mori, poate ar fi fost ok explosive-ul versus lechi. Da, aia da. Da, ideea este, na, el acum probabil Mim o să meargă cu Hellfire-ul ăsta ca să verifice de counter spell, care o să... Uite, dacă ar ști aici Mim cât de bun e Dirty Red-ul versus, după ce vede că e counter spell, dar n-are de unde să știe. El poate crede că o să scoat cu Dirty Red un 5-5, da, și, da. Și de fapt n-ar scoate nici măcar un 1-1. Așa. Dar n-ai de unde să știi și nu cred că o să dea vreodată Dirty Red. Sau hai să vedem, uite că dă. Dar probabil pentru board, știi? Da, 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 un 5-5 și dacă avea și Spellbreaker, cum ziceai, era foarte bine pentru Lepa. N-avea de unde să știe el că nu joacă Spellbreaker, cum nici noi încă nu știm 100%. Exact, exact. Și vedem aici... Aici alege Shifting Scroll-ul. Shifting Scroll, să vedem RNG-ul. Ce zice? Aici ce zici? Încă un Lecky ai fi dat? Oh, nu mai dă, nu. Nevermind. Am apucat să zic chestia asta înainte să tragă cartea. O să joace Geist, acum nu ai dat înainte, da, un Dark Pact, pe, măcar pe Dirty Red, așa, uite, vezi? Da, da, după ce faci trade. Da, că am văzut că deja vrea să arunce Geist-ul și... Păi, oricum o să-l arunce după Dark Pact, cred că. Păi da, dar măcar să-ți mai iei 8 heal, știi ce? Da, aia da, da. Ah, ok, și vedem și Explosive Runes, care nu face niciun fel de damage. Da, și cam rău acum. Încă mai are o tură, două, să tragă Alunet, cred. Da. Și cred că nu dai Frostbolt-ul aici, că... Nu, că poate să vine ceva mai bun. Oh, încă o dată heal. Da, o să vină acum. Nu prea o tras Mim heal-uri. Și mai are... Poate o să fie... Poate să fie de ajutor dacă nu-și dă, dar își dă spellstone-ul acum. Dacă nu și-l dădea, putea să joace după aia counterspell. Dar acum o să pună presiune destul de mare în Mim încât o să-l omoare și nu o să-și mai facă griji că moare el după, da, ce joacă în Zot, nu? Da, da. Joci Void tura următoare, paia în Zot și cam gata. Da, da.
Da, na, să vedem, poate vine Alunet până la urmă lui Lepa. Că nici dacă îți vine, nu știu, Pyroblastii la două ture distanță și trebuie să-ți vină exact în momentul ăla din toate vrăjile random, deci cam greu cu shifting scroll-ul să aibă ceva șanse de lethal la un moment dat. Oh, aici poate să-i facă mind games măcar lui Mim, dacă nu da, poți să câștigi da. Meciul. Cu clone, cu ice block, cu quant spell. Da, uite, foarte tare, nu m-am gândit, e destul de logică chestia, dar acum de-abia am văzut că rămâne redusă fiecare vrajă din shifting scroll random, că l-a luat din Primordial Glyph. Da, 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 asta e foarte tare. Shifting scroll-ul neavând niciun cost, știi? Da, da, da. Deci, practic, toate îs cu 2 mai ieși. Da, da, da. Acum o să vedem, probabil... Ah, deci atunci am greșit, scuze că te-am întrerupt, am greșit atunci, că putea să joace și tura trecută Pyroblast dacă îi venea, că era 8 mana. A, dacă ai venea, da, da, da. Da, da, da. Acum da, încă un secret, încă niște jocuri poate să facă, dar cred că își ține shifting-ul până îi prinde niște burn. Ce face? Aici cred că e Glacial. Da, la aia mă gândeam. Da. Deci mi se pare, păi... în Secret Mage-ul ăsta, cea mai bună carte, dar numai n-ai băga-o din start. În da, dar uite că acum e foarte puțină valoare. Da, corect, da, da. Și tot nu-i vine Alunet, una din 15 șanse să-i vină. Adică mai puțin de 10%, cât 5%, ceva de genul. Nu știu, eu n-am văzut, e venit? A, nu. Nu mai, nu mai, e foarte greu să mai fac acum ceva. O să poșuie burn-ul respectiv. Din shifting scroll-ul ăla au venit 3 ture la rând numai secrete. Da, păi eu zis, s-o fi gândit și shifting scroll-ul are poate, nu știu, un caracter în da, el. Da, exact. Și uite, s-o gândit că dacă... Am apărut în deck-ul unui Secret Mage, haide să-i dau numai secrete, nu? Să-l ajut, dar nu prea l-a ajutat. Trebuie să-i spună Lepa să-i dea burn. Da, 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 bă, bă, ce faci, mă, shifting scroll. O să vedem probabil Hellfire și după aia Siphon Soul, nu? Că da, Siphon Soul. De counterspell, ce de fapt știa că e un counterspell acolo după Glacial ăla. Da, e ca să fii sigur. Sau nu? Da, dacă să ia încă 3 de pe Beetle. Și aici vedem un conceal. Sau nu, mai așteaptă o tură, dar nu mai are ce să facă, că n-are două ice blocks. Da, da, da. We have many secrets. Și avem ice block aici, nu? Și o să procui acum acel ice block. Mai își pune și minionii doar așa, dar greu să mai... Orice trage, practic, numai... Numai dacă mai trage un ice block, îi mai dă o tură, dar nu cred că mai poate să se întâmple, nu? Și da. Cred că ne apropiem de un 2-0 aici. Și acum o să fie cam greu cu Secret Mage-ul, că... În fața primelor două deck-uri ale lui Mim, chiar avea unele șanse cu Secret-ul, dar acum... Versus... ce mai are? Versus Warrior. Da, na, și acolo sunt șanse, că na, ai counterspell. Și vedem un concedul de spatele Lepa și vedem 2-0. Da. Și Warlock își face treaba contra el. Și acum, surprise, surprise, ce Warrior credeți că o să joace Mim? Avem... ce variante avem? Ai jucat avem, cu... avem variante, Pirate Warrior, Recruit Warrior, Fatigue Warrior sau Taunt Warrior. Să vedem dacă o să ghiciți. Scrieți în chat. Numai că suntem cu 5 minute delay, așa că scrieți voi în chat acolo. Da, o să vedem dacă o ghici cineva. Lepcă un zoo. Corect. O să țină. E discutabil și Sleep with a Fishes. Adică, na, nu, cred că-l ții. Ții Sentry, ții și Dirty Red, te riști să scoți ceva mare care-i vine din... Singura care
aș înclina să ții foarte mult, e Sleep with the Fishes, dar poate și Dirty Rain, că... Dar nu, Dirty Rain nu cred, că okay, nu ai de unde să știi ce Warlock joacă. Da, nu ai de unde să știi. Da, uite, nu, cred că nu se aștepta să joace Zoo. Da, uite, a venit înapoi Sleep with the Fishes. Ți-am zis eu, dacă se întoarce. El se gândește că joacă Lepa Control sau Cube. Și de-aia nu a ținut. Oh, asta nu-i prea bună cartea versus Zoo. Oracle. Aici mai joacă încă un Librarian, joacă un Voidwalker, îl pregătește să-l bafeze cu niște poțiuni demonice. Da, 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 dar e faină, decul este destul de faină. Oh, ce frumos! Top decul ăsta la meme. Numai că mai trebuie Bloodraiser. Da, mai așteaptă încă o tură maxim. Și apoi cam curăță ce-i. Și vedem armor-up-ul ăsta ca pe vremuri. Da, armorapul ăsta nu îi arată lucruri prea bune. De fapt, îi arată lucruri bune lui Lepa, dar nu știe. Repede, da. Da, dar nu știe că o tras Bloodraiser, o să vadă acum abia. Surpriză. Deja s-a aruncat pe coin. Da, numai n-are un mod curat de a-i curăța. Nu bode. Ia să vedem. Ba da, are. Am greșit eu. Acum atace în el și tura următoare dai Sleep with the Fishes, dacă chiar e problema. Bun, ok, așa, dar nu tura asta. Dar ce zici? Atacă sau nu? Că totuși o să mai rămână cu 18 viață, cu 14 chiar, după ce mai atacă încă o dată Voidwalker-ul. Uite că atacă. Nu e frică, e un warrior neînfricat. Dar uite deja, da, 18. Acum e foarte bun Sleep with the Fishes, vezi? Și el a vrut să-l arunce. Noroc că i-a venit înapoi, că altfel acum ar fi fost o situație foarte nașpa. Dar tu nu faci fără sleep. Ba da, face. Am socotit de greșit. Oh, uite, și are și taunt-ul. Bagă și sentry, corect, ca să omoare toți raptorii ăia sau ce apar. Da, nu, are și Lepa, un spellbreaker, cred că o să-l folosească, că nu ai pe altceva pe ce să-l mai folosești decât pe un Acolyte. Da. Păi nu, dar folosești pe sentry, la ce să-l folosești, că doar nu poți să poți, doar ca să pui și body-ul ăla. Păi îl folosești că uite, după aia dai Doomguard. Da, ca să... Da, stai, da, e aici clar, eu zic. Că tura următoare, dacă dă Doomguard și nu dă discard la Soulfire, are Little, nu? Da, atunci să nu joace și... Da, bine. Bine, el nu știe că Mim are shield blocuri, na. Da, asta da, dar uite, eu n-aș fi jucat Void Walker-ul aici, aș fi jucat un Flame Elemental ca să am la fel de multe cărți, ca să am șanse mai mici să dau discard la Soulfire, nu? Da. Era mai bine era Firefly, dar se gândește că poate prinde un buff, știi, acum pe Void Walker. Da, uite că n-a venit. Aici dai Doomguard, YOLO, nu? Ah, Soulfire, foarte bine, Soulfire înainte. Știi că poți să-ți discard dai și Doomguard. Da. Și acum ce trebuie să se întâmple să... Oh. Ah, bun, cu Whirlwind. Ia să vedem. Whirlwind execute, Sleep with the Fishes și full clear. Și se așteaptă la un Soulfire top deck. Uite, vezi Sleep with the Fishes, MVP-ul match-ului. Da, dacă ar vrea să-l arunc. Aici fără Sleep with the Fishes, bine, el nu știu, e clar, știi, adică nu... Clar s-a gândit după mulligan-ul ăla că n-o să fie Zoo. Da. Oh, și aici un top deck foarte nasol. Acum să vedem dacă își ține în viață Darkshire-ul, poate are o șansă. Vedem ce trage din shield block și din top deck Mim. Deadman's Hand-ul nu-l ajută, deci shield block-ul. Execute. Dar nu-l ajută. Da, cred că... Dă acu, light și nu, se roagă sau dai... Nu, armor dai armor up, cred. Armor up, da. Are 4 și, da, nu prea are cum să te omoare decât cu un al doilea potion și cu încă un minion mic. Ia să ne gândim. 4, 7, 8. Da, doar dacă trage potion și un minion pe care să-l joace alături de potion, acela să moară. Dacă dă armor up. Dacă nu dă armor up, poate să moară la da, 2 milioane, deci trebuie să, dea, trebuie să dai armor up. Da, și putea să joace și Deadman's Hand-ul numai de farming, oricum nu o să ajunge să... Ok, o tras minionul, acum mai trebuie Blood Fury Potion ca să-l omoare tura asta. Nu l-a tras, nici nu poate să joace, nasul. Da. Dar oricum și... e cam greu. Încă
atragere proastă. Da. Cum merge, trage cărți. Să vedem, ba, da, uite, uite, armorer. Da, armorer. 6 armură. Da, da, da. Da, uite, eu veni și lui, și lui Lepa poate să-și buffe councilman-ul cu deja 2 minioni. Ia să vedem, 3, 5, 7, 8, 9, 10, îi la 1 off little. Da, trebuie să dea tap, cred. Da, trebuie să, da, trebuie să dea. Trebuie să și merge cu tap. Oh, și final, gata. E gata. Da. Ok, și vedem un 2-1. Ok. Și vedem un 2-1. Și măcar mai vedem încă un match din semifinale. Da. Să vedem Warrior-ul acum cu cine o să mai trească să se bată, cu Secret Mage-ul sau cu ce mai are Lepa. Mai are un Paladin. Da, probabil Murloc. Murloc sau Dude. Să vedem. Pentru mine poate îl joacă. Da. Ar fi ceva. Da. Râs, tu râs de Dude Paladin ăla, dar... Nu zic că e rău. Mă, eu... unul aproape. Eu trag foarte prost cu el, atâta tot, în rest, nu zic că e prost. Clar. Uite, acolo o carte foarte bună în mâna lui Lepa, Call to Arms, și încă două cărți, ok, super, are două one-drops. Dacă erau și pe coin... La meme aici, de... cred că ți poate, în cel mai rău caz, poate doar shield block, dar nu ții nimica. Da, da, ăla era singura. Okay. Whirlwind e ok. A, și niște draw. Și acolo ai tu e bun. Bunicel, da. Nu bun. Bun, acum l-o aruncat pe celălalt, acum ce să zic. Dar vezi, poate acolo ai tu acum o să-i fie, chiar dacă nu câștiga meciul trecut, dar poate o să-i fie MVP acum în meciul ăsta, Acolyte, cum i-a fost data trecută, Sleep. Poate cu Acolyte o să tragă cărțile de care are nevoie. Aici ce joci, Tidecaller, Vilefin, nu e foarte greu de ales, nu prea ai multe play-uri. Nu cred că vrei să dai Hero Power. Dark. Joace, dar nu joacă Dragon Whisker on Curve. Ce are pe armă? Are Divine Shield, dar nu-l prea ajută versus Acolyte-ul ăsta. Joacă Hydrologist cu Redemption. Ah, Noble. Aș fi zis Redemption că... Dar de fapt nu, că o juca prima dată Grimscale-ul. Da, și o juca Grimscale-ul prima dată. Deci acum Whirlwind-ul e foarte ok. Și dai Dragon Whisker înainte, 8 armură. Cam asta trebuie să dea, uite și... Nu, asta zic că nu a dat. Trebuia să dea înainte dacă vrea. Păi asta zic, nu știu, când o să mai... De câte ori o să... Băi, na, acum dă Call to Arms și iară dă Dry Whisker, na. Atunci. Dar el n-avea de unde să știe. Corect, se bănea, nu știi că Paladin întotdeauna are Call to Arms. Pe 4. Așa, minion destul de ok din Call to Arms. Da, da. Acum... Cam vrei să dai Dry Whisker, că nu știu când îți mai e value mai de pe el. Că, până, poate mai are încă un Call to Arms Lepa, dar nu știu. Uite că o să tragă cărți, are nevoie de removal și atunci o să-i dea două cărți și lui Lepa. Da. Să vedem ce cărți o să tragă fiecare din oracle-ul ăsta pe care îl dă până la urmă. Încă un Dead Messenger. Oh, Sleep with the Fishes. E bun, dar trebuie să ai activator. În momentan n-are activator. Aici o să mor cu 2-1-le, că na, el e cel mai fragil minion de acolo. Da, da, și le dă și Divine Shield. Da, Divine Shield-ul e cam rău doar versus Brawl. Versus Brawl e degeaba. Da, da, corect, da, să zic, dar Sleep with the Fishes. Da, versus, uite, versus Sleep with the Fishes și chestii de-astea e foarte bun. Acum Dry, Dry Whisker, că nu mai, chiar nu mai e când altceva. Probabil să mai vadă ce mai trage înainte. Și Dry Whisker. Da, clar. Sau dai slam, dar nu știu. Da. Oh, și acum mai foarte bună sinergia cu Railing Blade. Da, da, da. Își bafiază 6 minioni. Sau uite, nu 6, doar 5. Nu vreau să mai joace așa. Să mai aibă refill. Să aibă refill. Poate trage acum un Brawl. Are doar o șansă, că slam-ul după aia nu o să mai aibă mana dacă îl dă.
Da, doar o șansă avea, nu o dat, deci ok, meciul. El încearcă să mai găsească... Nu. Ok, bun, de așa de... Și o să vedem acum cele două decuri care și-au luat-o în freză până acum. Warrior și Secret Mage. Să vedem care e cel mai bun deck slab dintre cele două. Slab a figurat, doar în semifinala asta. Corect. Da. Ce interesant e că ambele semifinale au dus la meciul decisiv. Și parcă și acolo au fost două decuri cu 0-2, nu? Jade a pierdut 0-2 și, da, și Hunter-ul tot 0-2. Da, exact. Să vedem mulligan-urile, aici e suspans. Să vedem cine are un mulligan mai bun. O ținut Dirty Red. Acolo ții Alvunet, ții Arcanologist. O ținut și Valeu. Nu știu ce să zic despre Valeu, dar na, o să vedem. Mai ok, dacă îți vine un Lecky, ai avea deja un Valet din Da, și poate să-i omoare, zice. Da. Și poate să-i omoare gen un acolit sau ceva, dar... Da. Aici... Dai Dirty Red? Oh, da, să vedem. Dacă oh, super, eu scos Arcanologistul, o merita riscul. Dacă scotea Valeu nu era mare brânză, sau dacă mai aștepta o tură și scotea acum Cabal Crystal Runner era rău. Da, clar. Oh, Deck of Wonders. Nu la Deck of Wonders. Ar fi fost mult mai tare meciul cu un Deck of Wonders. Da, vedem și un Brawl acum aici. Oh, Vaporize-ul ce face? Îi dai Vaporize unui minion de 2 mana, de 3 mana, cât doar minion de genul are în pachet, Mim, după cum am putut vedea. Nu cred că are ceva mai mare. Manowar... Trebuie să mergi, nu? Trebuie să mergi. Manowar, Frost... Mai, da, Vaporize și poate Coin. Și Frostbolt. Da. Nu. Dar, nu, că dacă nu știu, Manowar... Eu așa aș merge, Olin, aș merge... Da, Manowar... Nu moare ușor Manowar dacă îl dă. A, bun, că ping-ul e și după aia execute. Da, sau cu orice variantă, unul damage, da. că îi rămâne, știi, îi rămânea... Merge pe varianta Valet, totuși, nu Frostbolt, ca să aibă... Îi rămâne... Da, Frostbolt-ul mai poți da de mai multe ori, dar Valeu e condiționat. Uite, aici dă doar execute, de exemplu, și gata, Manowar. Bine, el n-o să dea. Da, zice că din câteva... prea puțin value, probabil, pentru el. Da, are, momentan, destul de ok. Pe partea de removal are un execute, un brawl. Da. Cred că execute-ul nu-l dă, că se gândește că... Oh, un Deadman's Hand aici. Ah, au dat Deadman's Hand pentru Counterspell, am înțeles. Oricum e sigur că nu ajungem fătii cu... Știi, cred că e frică de Cabal Crystal Runners și de-aia nu vrea să joace execute-ul pe Manowarms. Că Manowarms sunt mult mai ușor să-i omori cu Sleep with the Fishes. Da, sau da. Cu Minion, cu Sleep with the Fishes, da. Și na, e destul de ok momentan, Mim. Dar să vedem cum o să înceapă, ce cărți o să tragă din tura 6 Lepa și atunci o să putem zice mai sigur cine e în... pole position să câștige meciul. Da, păi na, acum o tras Lepa alunetul. Mai repede, da, să zicem așa, și probabil asta o să-l ajute. Uite, are și ceva păr. De-abia atunci se încinge meciul. Da. Și uite că acum brawl-ul ei nu-i prea practic pentru 2 minioni, dintre care unul cu 1 viață. No. Chiar deloc. Și pe un 2-1, nici asta nu merită. No. Dirty Red. Hai să vedem acum dacă mai are încredere în Dirty Red. Eu nu aș avea, dar noi vedem ce cărțes. Bine, Dirty Red-ul e bun pentru brawl-ul de tura următoare. Da. Dacă stai să te gândești. Da, uite, merge pe Cardron, merge. Oh, încă un Deadman's Hand. Și uite, merge Dirty Red. Acum, da. O mers bine. N-avea de unde să știe, dar... Parcă ar fi știut, dar n-avea de unde. Da, n-avea cum, că delay-ul... Da. Nu, asta zic. Celălalt. Nu, e clar. Doar că, uite, că o ales foarte bine. Da, acolo, da. Varianta asta. Că nu, chiar nu aveai un motiv anume să alegi chestia asta. Adică... Da. Nu te puteai gândi că, bă, ține în mână un Cabal Crystal Runner și... Na, hai să mai tragă ceva, că poate mai trage un minion.
uite acum ce faci? Shield block și dai armor up sau poate merge la Deadman's End pentru counterspell? Nu, că acum ai pus un secret, da, atunci cred că mai trebuie să dai încă un Deadman's End. Da, Deadman's End. Și o să-ți mai umpli mâna, o să-ți mai umpli pachetul cu removal-uri. Da, vezi, asta face. Are vreo multe broluri în pachet acum. Da, e bun acolitul ăsta pentru brawl, dar nu, păcat că n-are 8 mana să poate face și acolitul și brawl-ul. Și uite, vezi, nu o spart mana worm-ul ăla cu execute, uite, am pus și da, da. Da, și am tot ținut cu vorba și cred că e 90% cam gata meciul, da, că... Da, oricât de, brawl-ul ăla să vedem ce-i scoate dacă merge cu el. Nu contează, dar oricât de mult acum o să scoată, după aia dacă dă alunet, până la urmă îi vin vreo 2-3 vrăji cu care o să-l omoare. Bine. Să vedem acum, dacă rămâne armorerul, poate mai are șanse. Dacă rămâne orice altă carte, cred că e greu de tot pentru Mim. Și rămâne cea mai bună carte. Oh. Aici dai alunet, cred alunet că și și atâta, și cred că doar atât, nici nu dai. Poți dai leg, nu dai. Nu, că e rău pentru dacă brawl, mai bine. Da, da, corect. Oh, guys. Și cred că s-a terminat. Da. Ah, nu, nu-i gata, da. Vezi, suntem noi neatenți. Poate acum, dacă îi rămâne acolitul, da, uite, a rămas acolitul, nu-i gata. Are doar 3 damage în mână, sau? Da, păi să bage un secret, probabil. Are doar 3 damage. Și acum, da, joacă și polymorph, și sau, nu, runes, oare? Da, runes e mai bun. Și acum... Dar să vedem că mai are brawl-uri în pachet, mi-mi poate să dea top de clown cu un brawl. Da, da, chiar că are vreo 10. Dar după aia iară, o să vedem acum ce trage. Leba, cred că o să mai tragă niște burn sau ceva, ia să vedem, secret, frostbolt. Uite, brawl. Încă o carte. Și să vedem ce rămâne. Da, aici ca să restrângă șansele, mai dă și un execute. Și plus că poate credea că e counterspell. Dar are și un frostbolt în mână. Oh, și gata. Și gata, meciul, da. Și Ion Lepa avansează în finală cu, da, Vlad. Cu Vlad Bull, da, uite. Și vedem 3-2. Oricum, super faină seria. Da, foarte interesante meciurile. spune, mai vrei zici ceva de încheiere? Da, vreau să zic numai că na, alunet aici a ajutat. Da. Fără alunet era greu. Ok, atunci, vă las, cum foarte bine știți, cu această imagine pentru câteva minute să pregătim finala și ne vedem imediat, deci stați aproape.
Salutare lume, am revenit aici cu finala. Vă mai las puțin cu imaginea astea până băieții dau drumul la meci. Acum o să-și primească și ei go-ul. Cum e? L-aș primit. Imediat, Alex le-a dat mesajul că pot începe. Așteptăm să putem de aspecte aici și vă scap și de acea imagine. Ia să vedem, s-au jucat semifinalele la Copa America sau încă nu? Încă nu, oh, deci după aia avem main event-ul, după ce se termină finala Bortles, nu uităm la semifinalele Copa America. Dar main event-ul de data asta s-a mutat, e înainte, au fost niște probleme organizatorice și... Da. Deci băieții nu știu de ce, probabil se gândesc ce deck-uri să joace. Da, sunt foarte în dubii acum ce să-și aleagă primul deck. Că totuși e o finală, na. Da. Te gândești foarte intens înainte să faci alegerea. A, și am văzut aici, se pare că au dat drumul băieții. Da, gata, putem să dăm. Numai că la mine... Nu vrea încă. Și vă scap de imagine, intrăm imediat în meciuri, nu știu de ce, puține probleme tehnice, dar sper să se remedieze, da, mă durează puțin mai mult, dar acum intrăm în meci. Alex, poate tu ai început să vizionezi deja? Spune-ne. Da, un full Priest versus Priest, Mirror, cred că de Spiteful. Lep au dat full, cum se zice... O aruncat tot, da, la Mulligan, o prins iarăși cărți rele, Vlad a păstrat un Duskbreaker, un Shadow Ascendant și un Nether Spite și o mai tras și el încă un Free From Ember, care iar nu ajută. La tine a apărut sau mai comun? Da, mai... gata, mersi, a apărut, da. Mulțumesc pentru comentarii ca la mei, până acum ai mai ok mâna lui Vlad. Le par un curve bun pentru următoarele ture doar, dar de la tura 4 încolo, că la tura 3 nu vrei să dai Twilight-ul pe un minion cu 2 atac. Nu, corect. Și plus că îți arăți că ai dragon, deși e cam clar că o să ai dragon, dar da, uite că preferă să joace. Da, ca să aibă ceva, pardon. Eu n-aș fi făcut treaba asta. Că vrei să-i, da, uite, vezi, s-o răzgândit. Păi ai Cobalt de pe care poți să iei Draconid Operative. Lucruri mult mai importante decât... Na, acum o să aibă board-ul Vlad, dar n-ai ce face. Cu Twilight Drake-ul după aia poate mai curăți niște lucruri. Și acum uite, Duskbreaker-ul nu-l mai ajută pe Vlad. L-o păstra, dar nu o să-l mai ajute. Cred că nu trebuia să-l păstreze, pentru că se contrazice cu celelalte cărți pe care le-o păstrat. O păstra Nether Spite și Shadow. Ca să-și bafeze Nether Spite-ii și acea nu avea rost să-ți păstrezi și Duskbreaker. Corect. Și oricum, adică păstrezi Duskbreaker, adică ce agro priest crezi că este în orice... Deci puteai să te gândești că e genul ăsta de priest și, practic, cred că l-o fi ținut din reflex. Din reflex. Da, nu, și poate s-o gândi că nu o să aibă el board-ul, dar... Dar cum, dacă de... păstrat, că doar păstrat da. El, deci... Din uite, în schimb, deci... pentru el nu ți-e destul de ok. Da, acum a intrat în big cards, cum se zice. Sau poate nu, cred că... Mai trage o tură Ionuț de Duskbreaker-ul ăsta. Tura asta o să-i omoare, cred că numai și ce două Ascendant-ul. Și o să joace operativ. Trebuie să dai cât mai devreme în joc. Da. Trebuie să iei cât mai devreme în joc operativul ca să ai șanse mai mari să iei operativii adversarului dacă ești în mirror de asta, știi? Că cam asta te interesează. Asta și na, cine își dă primul mai repede, Spiteful sau Archivistul. Deci Archivistul nu e atât de relevant, că o să fie, poate la un moment dat, mulți minion pe board și nu o să fur ceva relevant. Și poate voi să ai tu control asupra mind control-ului. Aici e ciudat sună. Da, sună ciudat, dar uite, cum să zic, Vlad a preluat, cum să zice, să fie partea inițiativa. Agro, exact, a luat inițiativa și destul de dificil acum pentru Lepa să se apere. Aici face trade cu 5-6-le în Cobalt, cred. Și... Da, fură atac. Okay. Da. Și să revină destul de bine cu ce opțiune avea în mână. Acum
Amândoi așteaptă spiteful-ul magic. Că în rest o să fie o bătaie așa foarte echilibrată. Deși Ina are mai puțină viață, Lepa nu cred că are cum să moară momentan. În următoarele 2-3 ture e cam greu. Ce poți să ai? Alege aici. Poți să dai Scalebane. Poți să faci clear cu Duskbreaker-ul păstrat, care no, de data asta poate o să-l ajute. Da, Duskbreaker și Shadow Sender. Da, și în continuare, Vlad are borbe și destul de da. Greu să facă clear acum, un Duskbreaker. Acum faci trade? Da. Cred, eu așa zic. Da, trebuie să faci trade. Nu te ajută cu foarte mult 4 damage acum, dacă și după aia nu o să mai ai. Și acum Duskbreaker-ul la practic sparge doar Sandman-ul ăla, deci nu cine știe. Da. Ce... Vrem și un Spellbreaker la Lepa? Acum am un Silence pe... Duskbreaker, cred, sau pe... Probabil. A, nu, că nu poți să follow-up-ui cu Duskbreaker-ul tău. E, da. Mai bine dai pe Ascend, nu? Ca să nu mai... nu prea are... E cam același lucru. Păi nu, o să-l buff-uie iar turul următoare, dacă o să fie singur minion. Dacă dai pe Ascend, nu o să mai poată să... Ascend. Ah, da, da. Da, da. Dacă putea să vină follow-up cu Duskbreaker-ul, atunci era altceva, atunci putea să dea pe Duskbreaker. E același lucru până la urmă, că dacă făcea silence pe Duskbreaker, oricum putea să facă trade în 5-5 acum. Și dacă era 3-3 și dacă era 4-4. Da, corect, dar nu știi cum reușea poate să trade-uie cumva și să mai ia încă value din Ascendant. Aia da, uite că acum are un Cobalt Scalebane, îi fură atacul cu acolitul da. Silence-ului. Are doar 2 mana. Da, matematica, da. Matematica mea. Da, aici e bine că o picat pentru Lepa, e bine că o picat buff-ul pe acel Ascendant, că acum poți dea Duskbreaker și să omoare și Ascendant-ul cu atac mare, altfel dacă pica pe Duskbreaker era mai greu, mai complicat. Da. Da, uite, merge Spellbreaker, da. Ca să omoare toți minionii. Și acum probabil o să vedem în... Free from Ember, nu? Sau Archivistul? Archivistul, vrei să-i furi 3-3-ul ca ai o șansă. Nu contează că faci oricum Da, cred că vrei să-l furi, da, Archivistul e mai bun. Și uite, chiar vine Mind Control. Că uite, are puțină viață Ionut, Lepa. Uite, și vedem Archivistul și de partea lui Lepa. Ce zici, că o să vin acum Free From Ember sau Mind Control? Da, gata, n-ai mai apucat, deja ai așteptat prea mult, ai vrut să... Păi nu, l-am vrut să știi, da. Free From Ember, oh, Obsidian Statue, aproape, printre cei mai buni minion posibil, poate doar cine, Tyrantus să fi fost mai bun, că nu putea să fie furat cu Mind Control-ul. Da. Tyrantus sau, nu știu, un Deathwing Dragonlord, dar nu, că ăla poate fi furat. Da, așa. Și acum nu mai poate să-i fure Obsidian Statue decât tura următoare cu Mind Control. Dar după aia să fie un back and forth de Mind Control, Mind Control, Mind Control. Asta e match-up-ul. Astea-i match-urile. Să vedem, poate și ia un Obsidian și, oh, un Ysera sau un Lich King. Ysera cred că e mai bună. Ysera aș lua. Da, ai un taunt în Lich King, da. Și Lich King era. Na. Ok, Lich King. Da, uite, acum poți să-l fure pe Lich King. Da. Și acum da, să vedem că numai că ce-i dă din Free From Ember, da. Hai să vedem ce-i dă și lui, Vlad. Oh, Mayor Nego. Și începe ce frumos acum. Începe să devină interesant match-ul. Da. Wow. Super tare. Acum dai Mind Control. Ia să vedem, ce zice? Da, poate să ia 3 minion buni. Eu aș încerca cu Mind Control. Ai 66% șanse să iei, adică nu 2 dar nu minion că, buni. Dar nu că s-ar putea să dea și pe minionul tău. Nu ar fi trebuit să ia Silence-ul acolo ca să dea Silence pe Nogan Fogger. Păi nu, și că, să, dar nu merge nu și la minion, merge, nu. Că merge random nu, tot, știi? Da, nici măcar, wow, what the fuck, nu știu. Oh, super, i-a mers atacul. Să vedem ce omoară, cred că Nogan Fogger ar vrea să... Ah, nu l-a omor pe Nogan, wow! Da, deci acum are șanse de Little Lepa, Vlad, scuze. Da. Deja sunt și eu cu Nogan Fogger Effect, da, știi? Da, cu Nogan Fogger Effect, exact. Wow! Joacă Mind Vision, Lepa? Ce s-a întâmplat acolo? Wow! Nu știu ce s-a întâmplat. Cred că au greșit.
Da, au greșit. Sigur au greșit. Mi-a scris acum că da. Nu cred că trebuia să joace Mind Vision acolo. Cred că trebuia să aibă altă carte. Ok. Noggin Fogger trăiește. Șanse de Little 12-15 cu tot cu Death and Decay nu mai există. Și acum să vedem de pe cine fură atac acolitul dacă va fi jucat. Da, da, da. Acolitul vrea să fure atacul de pe operativ, dar să vedem dacă o să... Nu, n-au putut. Și acum Lich King atacă în cineva, nu știm în cine. Ce final, îți dai seama, se decide cu Noggin Fodder. Ia să vedem. L-a ajutat trade-ul ăsta. Trade și n-a murit. Și să vedem dacă dă heal pe vreunul din minioni. Nu, i-a dat heal lui Lepa. Și archivistul atacă în... Și și-a mort operativ. Dar încă o carte din Lich King. E foarte important că trage multe vrăji din Lich King. Da. Operativul atacă în... în cleric. Și rămâne în viață. Incredibil. Wow. Cred că ar fi să riște, nu știu, cu mind control-ul, că își ia mult prea multe cărți după aia Vlad din Lich King și dacă scapă de Noggin Fogger, până la urmă o să piardă datorită value-ului uriaș pe care o să ia cu cărțile de Lich King. Uite, are un Death and Decay. Dacă prinde acum un buff la tot board-ul, hai să vedem pe cine fură acum. Wow, fura Lich King, incredibil. Doamne, ce match. Da, da, da. Hai, cum ce face Liana apoi? Dacă poate. Nu, n-ai cum să... Ai putea să joci, să nu mai iei în serios match-ul ăsta și să încerci, dar ai 1 din 6 șanse, ai cât... Nu ai 20, mai puține 20% șanse să îl iei fix pe Lich King. Prima dată încerci niște trade-uri și poate după aia, în cel mai rău caz. Dar acum chiar nu poți. Ar putea să dea Death and Decay. Eu omorea Lich King, da, nu știu dacă o ales. Gata, na, acum poate să dea Death and Decay sau poate să dea ce vrea el. Da, ok. În sfârșit am scăpat de Noggin Fogger. Da, că a fost interesant. Da. Au rămas ambii jucători cu câte un mind control, deci e cam nulă puterea mind control-ului. Poate un mic, pentru că are mai multă viață și, na, un mind... Wow, dă obliterate pentru 11. Ok. Nu știu. Ok, hai să dăm. Dacă deja, eu încă cu zâmbetul pe buze de la atât Noggin Fogger și data iurea. Hai să mai aleg acum, eu nu-ți încă un Noggin Fogger, nu? Da, da, da. Nu. A mers pe sigur. Da, nici n-avea. Am văzut un Bone Mare și, nu știu, ai văzut tu prima carte? Ce putea fi aliasă în afară de Bone Mare? Da, păcat. A fost chiar super tare. Ce facem acum? Acum îl iei înapoi. Nu mai are alt mai control, Vlad. Nu mai are cum să îi fure sau să se descurce foarte ușor cu... Și uite, acum problema mare a lui Vlad e că Spiteful nu mai face nimic. E un 6 mana 4-4, din câte cred eu. Și da. La fel și la Lepan, că și el și-a scos deja toate, dacă țin bine minte. Totuși, uite că încă mai are speranțe cu acel Free From Ember, să vedem ce o să ia din Free From Ember. Poate încă un Noggin Fogger și atunci o să ne distrăm puțin. Gata, gata. Aici îi pică foarte bine pe Taunt, dar bine. Le pare acest Dustbreaker surpriză. Care rezolvă problema. Și dai heal, da, dai heal pe... Și trei după aia. Da. Mi s-a cam întors, adică la cât de agresiv a început meciul. Da, Noggin Fogger. Da, Noggin Fogger a întors meciul. Serios. Îți dai seama dacă jucătorii aveau control asupra playerilor, cred că i-ar fi ieșit mult mai bine lui Vlad decât i-a ieșit după ce a murit, până când a murit Noggin Fogger. A văzut, a luat Lepa în Osdormo. Cred că i-a pus pe Mimari. Da, parcă nici nu a avut niște alegeri credibile. Într-adevăr nu prea a avut, dar... Totuși. Aici nu mai are cu ce să-și activeze momentan operativul Vlad. Deci doar cu Free From Ember momentan el. De valoare. Nici Spiteful-ul lui Ionuț nu mai scoate nimic. Cred că greșește
este dacă îl joacă? Sau îl joacă, da, după ce joacă Drake. Da, probabil s-a mai rămas ceva și nu am ținut mai bine. Nu, e mai rămas nimic. Da, nu știu de ce cred. Da, el cred că și-o dat seama, dar eu am crezut că și-o dat seama pentru că o juca prima dată Drake-ul, dar văd că nu. O crezut că mai are ceva. Pe la câte Nocturne, Fogger-uri și FIFA. Și acum Obsidian Statues și pentru Vlad. Mamă, deci ori fost la Obsidian Statues în match-ul ăsta, cred că vreo 3 sau 4. Dacă cineva ar primi acum un random Enzot, nu cred că ne-a mai întrebat cine câștigă match-ul. Da. Dar nu știu, stă pe gânduri, dar nu cred că îți alege altceva în afară de Obsidian Statues aici. Poate o stat, na, dar de fapt n-ai de ce să stai, n-ai ce bluff-uri să faci. Exact, oricum se joacă, da. Joacă cartea imediat. Oricum vezi ce alege, da. Exact. Oh, da, e bun spellbreaker-ul ăsta acum. Ala, da. Da, e foarte are ok. Și momentan un pic mai mult value pentru Lepa în mână, da, să vedem, dacă trage un dragon Vlad acum, e destul de ok pentru el. Dacă să-și activeze... Da, nu, no, tras. Deci o să dea silence și acolit, dar să vedem pe ce fiecare. Pe 7-2, nu? Poți să dea acolit pe 7-2 și după aceea să dea silence. Sau să dai silence la 5-5. Da, că 5-5 dacă nu îl scap de puterea lui în curând, o să mori. Da, uite, da, uite, vezi așa face, vezi? Da, și silence pe 5-5. Silence pe 5-5, exact. Da, n-ai altă variantă. Și heal pe minion. Da, ca să nu facă easy trade. Da. Nu joacă silence-ul? Nu cred că vrei să mai... Wow, nu a jucat. Interesant. Așteaptă probabil că știe că s-a luat ceva din Free For Member care nu a fost jucat până acum. Da, aici joci trade, n-am și dai Nosdormul frumos. Doar asta și-a dorit să live-ul pe Nosdormul. Și începe graba. Nu se compară Nosdormul cu Noggin Fogger, dar e ok și Nosdormul, nu? Numai bine se termină meciul mai repede. Da. Uite, dacă nu moare Nosdormul, poate moare săracul Nosdormul și atunci... Da, o vezi? E foarte eratică chestia asta, că o ales să nu joace silence-ul și acum o dat silence tot pe același minion. Da, deci nu înțeleg. Aici joci Sera, îi omori 5-5 și dai față cu 11 damage, nu cred că vrei să dai 3. E frică de ce? Că dacă acum are Nether Spite și trage Dustbreaker, oricum o să-i moară Nosdormul. Și uite, asta încearcă să găsească acum Vlad, un Dustbreaker. Nu-l găsește, găsește și el un Nosdormul, dar nu-l ajută dar prea mult. Dar chiar dacă Nosdormul, cum? Ar fi ceva, dar nu cred că să se întâmple să fie doar 7,5 secunde o tură, dacă joci doi Nosdormul. Mamă, deci meciul ăsta a fost... Și aproape de Little. O să dea silence pe 5-8. Da. Și omori 6-4-le, mai dai 11 damage. Nu, de ce? N-am mai vrut Nosdormul. O să fie oricum Nosdormul iar, probabil. O să vedem celălalt Nosdormul. Da, cred că iar. Nu? Da. Da. Ține silence-ul Ionuț pentru Lepa pentru ce? Nosdormul? Cred că pentru Nosdormul. Aici să își facă tura cât vrea el de lungă. Sau poate nu vrea, nu știu, hai să vedem. Oricum, cât are damage? Are 10, are 15. Mână, a, da. Să-l mai joace. Să-l mai joace odată, da. Să-și mai pierde puțin. Și... Cred că e victoria lui Lepa. Da. Are și Nightmare în mână. Da, nu mai se poate întâmpla nimic. Decât dacă are Deadwing în pachet, Vlad. Da, mai are 5 cărți, mai are 5 cărți. Da, nu vine Deadwing și gata meciul, da, cu 10 burst în mână la Lepa. N-ai ce să-i faci, da. Bun. Și 1-0. 1-0 pentru Lepa în finale. Și mirror-ul de Priest s-a terminat. Da, un mirror foarte frumos. Foarte interesant. Am avut și cu Noggin Fogger, Nosdormul, tot ce vrei. Mai ca un World Championship. World Championship of RNG. Da. Și acum să vedem dacă își păstrează Vlad Spiteful-ul ca să încerce să atragă și ia cum RNG-ul de partea lui, că în primul match a cam fost de partea lui Lepa, no, și Noggin Fogger
și Nosdormul, pentru că a apărut prima dată la el și pe el chiar l-a ajutat. Apoi Nosdormul lui Vlad a fost așa o ultimă încercare de a se salva de la moarte. Da. Încă se gândesc cu băieții, văd că... Se concentrează, se poate da. Și Spiteful vs. Zur. Aici e foarte important Duskbreaker. Netherspite-ul ăla la Vlad e clar chip, Twilight Drake e chip să-l activezi. Shadow Ascendant nu știu cât de relevant e, poate îl țin up, că vrei să te bazi pentru board. Eu nu ține Flaming Blood Fury. A, uite, joacă, eu nu joacă acel... Da, dar lasă Flappy Bird-ul, tras și Kelesser. Dar, na, Kelesser acum e ok doar după ce... Da, uite bine așa, deci omoară clericul. Și joci acum, așa, exact, super. Super bine că a ținut, na, până la urmă și ca să nu-i dea... Acum o să dea coin Blood Fury. Probabil. Eu așa cred. Nu, da, ești tentat să dai Kielese, dar vrei să-i și omori neapărat clericul ăla. Da, ca să nu mai ce să buffe. Sau îl îngrața. Ai ok. Nu. Au avut așa o milisecundă gândul ăsta. Da, uite, vezi cu acul ăla, tu ăla în mână. Ăsta... Nu, nu face nimic momentan. Păi da, ia ce ești. A, nu, n-are, că n-are dragon, ai dragon. Nu ia, da, vezi, o aruncat Twilight-ul. Nu știu ce să zic despre alegerea asta. Că acum n-ai activator de dragoni. Poate o să tragi dragonul până la urmă, dar uite, te încurc acum. Puteai să-l tragi mult mai repede. Puteai să folosești, te folosești mult mai repede de cărțile astea, de Acolyte, de Netherspite. Uite, acum sunt două cărți aproape moarte. Singura ta variantă e Tullum Priest-ul, atât. Aici ce faci? Un shard și Kelesset. Și acum o să tragă carte și o să dea Netherspite. Încă un Duskbreaker, dar care momentan nu e activat decât după ce mai trage o carte care să fie dragon. Ba da, păi se activează Duskbreaker, se activează unul. Nu, unul din el, dar după aia... Da, în momentan îi trebuie numai unul. Da. Și aici... Da, dai Silence, foarte bun, pe chiar dacă o să-i moară și lui. Până la urmă amândoi minionii, adică toți trei. Că e 5-4, e bafuit, anumat că face 3. Îi moare, că face 3, da. Și rămâne și... Da, uite, aici cred că treia să facă 3 din 3-4, dar n-avea de unde să știe, dar treia... Putea să bănuiască că o să aibă un Duskbreaker cel puțin. Și acum are și al doilea Duskbreaker activ, deci arată foarte bine pentru Vlad meciul momentan. Gul'danul e ok, dar până la 10 mana poate e mort. Da. Ales că își dă și el damage. Bine, nu poți să zici că Priest-ul ăsta e foarte agresiv, să zicem așa. Ideea e că dați break. Nu-i, dar are în mână minioni. Așa, are da. Și ward, are cu ce să joace. Da, aici putea să dai Duskbreaker să mai cureți încă o dată. El nu are, n-ai de ce să fii greedy să-l ții, că restul minionilor mari ai lui Lepa oricum nu o să moară la Duskbreaker. Da, mai ales că-s și buff-uiți. Da. Deci, cred că ca să nu riști nimic, ai putea să-l joci încă o dată. Da, poate să fii și greedy să joci Twilight Drake sau Draconii, dar nu. Dacă ești greedy, cred că joci Twilight și dai și heal pe ceva. Da, el a jucat Draconii, nu știu. Ce e aici? Soulfire, singura carte pe care ai putea să o iei. Să iei Flappy Bird. N-ai de ce? Păi nu, dar oricum, sigur dai cu el. Tu câștigi dacă trăiești, nu dacă ești mai agresiv ca el. Acum nu mai la ce board ești, ce ai în mână, probabil poți să te schimbi tu pe cel agresiv. Da, nu știu. E ok, Soulfire-ul are și multe cărți, da, poate clar, să... Da, zici și eu așa, nu. Uite, aici iarăși poți să facă clear cu Duskbreaker Soulfire. Da. Dacă e greedy, poate să dea doar un Soulfire pe 5-2 și să omoare 2-4, sau să dea Soulfire pe 2-4 și să omoare 5-2 și să fure, sau să fure atacul înainte. Are poate multe să facă. Opțiuni, vreau să vedem ce alege. Când,
Când are atâtea opțiuni, cred că e cam clar cine are șanse mai mari să ia meciul ăsta. Da, așa, întotdeauna așa. Dar acum să vedem cât de mult se mai ajungește treaba, poate ajunge... Da, dacă se ajunge la Gul'dan, poate vedem ceva surprize. Așa e. Mergi totuși cu Twilight Drake și cu buff. Te juca mai pasiv, să zicem așa. Ce mergi? Mai dai tap? Da, dai. N-ai ce, trebuie să... Da, nu mai e ce pierde. Blood Fury, așa. Și ce faci? Nu faci trade? Cu unul faci trade și cu celălalt mergi face? Nu știu cât de mult te ajută să mergi face. Păi, ba, te ajută da, trebuie. Da, dacă da. Nu trece prin alea... Da, nu, oricum trebuie să dai, știi? Da. Deși, da, nu-l ajută, dar trebuie, că... Așa cum vine Dust Breaker și da. Da, e cam gata. Zice că să fie extra, sigur. Își dă heal pe față, nu mai contează. Un Firefly. Firefly. De ce ai jucat Firefly? Bafat, da. Hm? Joci Firefly în deck-ul ăsta? Eu nu, dar am jucat o versiune în care jucam Firefly pentru că jucam și Blaze Color pe Zoo. Okay, și atunci era activator pentru Blaze Color. Atunci, da, aici nu știu. Și vedem un aici am... Un Soulfire din partea Priestului, da. Frumos. Un 1-1 și a terminat și Vlad cu Priestului. Și vedem că Priestul încă o duce foarte bine, da. Și în meta aceasta. Da. Și-a câștigat, și-au câștigat ambii meciurile destul de ușor. În meta competitiv, clar, Priestul întotdeauna o să fie unul din cele patru clase, zic eu. Însă, dacă joci pe ladder, e destul de complicat, având în vedere că se joacă mult da, Paladin și așa mai departe. Trebuie să tragi. Trebuie să tragi. Da, e cam același lucru. E cam același lucru. Să tragi Cold Arms la Priest, să tragi Dust Breaker. Dacă tragi Dust Breaker versus Cold Arms, tu ești mai în avantaj. Aia dacă joci Murloc, dar dacă joci Dude Paladin, ai mai multe Cold Arms. Da, ai și da. Stand against darkness, da, da. Da, gândește-te că în unele meciuri poți să tragi minim, adică nu minim, poți să tragi și 4 Dust Breaker. Aia e, da, cu Nether Spike și cu toți. Da, da. Acum mai e varianta în care tu... Da. Te auzeai rău, acum parcă mai bine. Tu pe lângă Breaker mai joci și push în... Horror. Nu, Pints și Pints, Horror. Joci, da, joci două, ai patru Big Grim. Și nu știu dacă nu cumva a jucat și Dragonfire, Nightfire. Ok, na, hai să vedem acum un Secret Mage versus Paladin. Da, ia să vedem. Tras One Drops foarte bine. Lepa are Arcanologistul. Și, na, e în avantaj. Punct de vedere al matchup-ului. Da. Are Divine Favor-urile. Să vedem cât de mult, dacă îl vor ajuta mult Divine Favor-urile, atunci îi cresc șansele și mai mult. Momentan nu îl prea ajută. Da, momentan nu, dar dacă o să îi vine lui Lepa alunet. Lepa are nevoie acum de ăsta... Removal. Nu, de minionii care se joace secretele pe gratis. Ah, de Lechis. Ca să-și mai elibereze mâna ta. Oh, Pyroblast, foarte hai prost draw acolo. Caută probabil removal, că știe cu ce deck are de-a face. Arcane, nu cred că-l e, nu? Arcane Explosion? Sau Counter, sper încă unul, nu știu. Ia să vedem. Oh, încă un Pyro. Interesant, nu știu ce să zic dacă o să ajungă până să joace două Pyroblast. Să vedem. Înțeleg ce încearcă să facă, dar să vedem dacă o să ajungă până în momentul ăla. Aici e foarte bun Lecky. Da, au venit acum, da. Bine, Counterspell nu prea ajută foarte mult în match-up-ul ăsta, să zic așa. Mai, ba, numai pentru împotriva Cold Arms și Cold Arms. Corect, dacă vine tot da. Nu vine. O să încearcă să-și golească mână, o să încerce să-și golească mână acum, nu Vlad? O să face un One Drop și Siru, cred. Mm-hmm. Joacă One Drop să testeze pentru... Pentru Explosive. Da, de aia nu jucat Tide Color-ul.
Și acum... ok, vrea să se extindă și după aia să face sirul pentru mai mult value. Dar de ce? Ai dat cu weapon-ul? Eu aș da cu... Așa, ok. Da cu minion. Eu aș da cu da, minion, cu minionul. Se străiește minionul. Da, da, da. Na, aici... Ce joci? Apprentice, Arcane Intellect. Că dorești să stragi... Ice Block-ul, nu? Dacă ai mers pe două Pyroblast-uri, asta vrei. Da, clar. Of, Order. Mana ormul ăla e retardat. A venit pe rea cu o carte mai târziu. Trebuia să vin prima dată Mana Worm și apoi Arcane, nu? Da. Aici avea să testeze, o să testeze cu Divine Favor dacă nu vrea să greșească și să joace Cold Arms-ul acum. Nu, 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 că e clar, adică n-a totuși. Da, foarte bine. Acum se gândește... Parcă aude ales atunci, da, și intră Counterspell. Se gândește Lepa că poate ar fi fost mai bine să iau un Counterspell. Eu n-am zis Counterspell, eu am zis Arcane Explosion, dar uite că cred că acum Counterspell era cea mai bună variantă din cele trei din Glyph. Dar noi știm ce are fiecare jucător în mână. Nu știu, să vedem Pyroblast-urile. Da, păi să vin așa încet, încet. Acum vedem aici un Gentle. Deci ai clar Cold Arms, mă gândesc, no? Și Hero Power. Eu aș merge Hero Power Gentle. Da, de ce? Că nu-ți poate omoră mai mult de 2 minioni până tura următoare. Mai ales dacă-ți vine taunt-ul cu Divine Shield, nici mai 2 minioni. Da, dacă mergi acum și da, nu e venit, nu e venit. Păi și acum ce faci? Trebuie să dai cumva 3 dacă ai cu ce să te... Nu, nu, zic că nu, să nu, nu. Să pui Gentle Mega să arăt de bani. El e forțat acum să facă trade-uri la EPA, știi? Da, da, da. Sau nu o să facă, ia să vedem. Se gândește cât damage poate să facă, dar... Dacă nu faci trade, o să mori. Că nu știe care e gentle-ul meu. Da, uite că eu moară 2 minioni. Și acum un gentle cu atac. Poate o să însemne cam GG. Poate să-i și bafeze cu viață. Și acum atacul și dorește, cred că vrea să-l primească. Nu-l primește, mete plus 1, plus 1. Asta înseamnă... 2, 4, 6, cu încă 6, 12 damage tura asta. Da. Dacă nu trage Ice Block, Lepa, îi termina meci oricum. Da, și cu Ice Block, nu poți să-ți joci Pyroblast-urile dacă trage Ice Block. Dar să vedem, poate face trade-uri Vlad aici, nu știu. Uite, omoară Mana Worm-ul. Și cred că era necesar să facă trade-urile. Sau cel puțin Mana Worm-ul să-l omoare. Păi da, ca să nu, ca să nu-i ducă, să nu-i ducă pe el la... Era destul de greu, dar într-adevăr cu Ice Block-ul mergea ceva, dar fără Ice Block-ul da, aici... ce să facă. Da, s-o imposibil să mai câștigi. E victorie pentru Vlad. Dar oricum, era foarte greu să bați Murloc Paladinul care își trage Cold Arms. Da, da. Dacă nu tragea Cold Arms, poate era mai echilibrat un pic mai aici, așa, da, da, da. O să-și dea un Pyroblast în față, Lepa, probabil, ca să... Nu, că n-are și de ping după aia. A, da, nu poate să... Da, păcat. Uite. Da, da, da. Ce-ai vrut să zici, păcat? Nu, da, zic păcat, că se pare că, uite, acest Secret Mage nu-l prea ajută pe Lepa, au pierdut deja 3 meciuri pe stream cu el. A fost un pic greedy și el la Pyroblast, acolo la alegere. Că ideea e că, da, te gândești că trebuie să-l omori cât mai repede pe Paladin. Dar trebuie să te gândești că, na, Cold Arms e foarte bună. Și avem 2-1 pentru Vlad. În finală vedem, s-a terminat și cu Paladinul lui, adică și Paladinul și-a făcut treaba. Bine, stai să te gândești într-un fel și că, na, cât de... Nu e foarte ușor, nu, să ai în mână trei vrăji împotriva Secret Mage-ului ca și Murloc Paladin. Că tu ai câte? 4? Nu, că avea 5 vrăji, cred că, sau 6 în tot pachetul, că am zis că joacă și Blessing of Kings. Da. Dar oricum, erau mici șanse, nu, să aibă atâtea, să aibă atâtea vrăji în mână, așa, Vlad. Așa, așa. Și acum... 4 ce? Vrăjare, nu, avea și Blessing of Kings, asta zic. Ah, da, Blessing, ai trebuit. Probabil numai one. El juca și varianta aia. Okay, acum ce e ăsta? Control, nu? Da, control, da, da. Clar. Nu ții Hellfire? Ba, e cam deținut, dar cred că să nu-l ții să-l... Că n-are coin, nu știi, să... Okay. Și se gândea că poate nu o să
Nu până se la Hellfire. Că e acum cu două Mistress, cu un Coil, cu doi bun începutul pentru Vlad. Și Lepa nu a avut One Drop, deci slab începutul pentru Secret Mage. Da. Ok, să meargă probabil Frostbolt. Nu, no, merge Glyph, caută ceva. Runes. Conie, Runes? Da, Runes. Nu. No. N-are rost acum. O să mergi gratis oricum tura viitoare. Ok, dar are Vlad aici cam tot early game-ul și are și removal după aia. Sengin, da. Sogot, n-ai nevoie de el, pe 9 mana ai arte play-uri mult mai bune. Da, clar. Aici dai Frostbolt pe 2-2, dar din păcate o să aibă acel coil în mână Vlad pentru Apprentice. Da, dar poate nu-l joacă, crede că e counterspell. Poate trebuia să un counterspell. Păi da, da, acum o să vadă că nu-i, că e... De fapt, da, nu, da. Da, o să vadă că nu-i runs, adică că e runs. Că e runs, da. Uite, e ăsta, aici, Drog. Felguard, cred că. Da, da. Vulgar îți dă damage. Și la ce nu vrei să ai un minion de 5 mana care să moară da, lejer la... Da, poate era, nu știu. Și Lecky, Counterspell, na, nu știu. Aici ce joci? Mana Worm? Lecky! Da. All in. Sau cum poate tragi niște cărți, te merge totuși cu Arcanine. Da, poate să joace și... Poate să joace și Lecky, Counterspell. Nu, nu vreau să joace. Păstrează coin-ul. Da, din momentul ăsta e greu de tot pentru Lepa să mai facă ceva. Da. De fapt, reducem iară discuția la Alunet. La Alunet. Poate, dacă trage Alunet, mai are o șansă. Dar oricum are foarte mult heal. Are... Și Siphon are și 3 armură. Da. Să vedem, poate totuși o întoarce Lepa cumva. Aici joci Counterspell-ul dintre cele două secrete, clar. Da, bun, clar, clar. Că nu-ți trebuie, încă nu ești în pericol de viață. Sau poate vrei să tragi prima dată secret cu Arcanology să vezi ce tragi, nu cred. Ce puteai să mă tragi? Un Explosive, n-ai fi jucat Explosive, că poate da un Lecky, nu? Da, da, poate trebuie să dai ping-ul ăla pe Stonehill. Mm. Și cred că ai vrea să-l dai, da? Nu-l da. Ca să nu dea trade în 2-1 sau? Nu, uite, face trade cu el. Da, face el trade-ul, da, că oricum cu Senshin-ul ce vrei să omori? Vrei să omori Mana Worm, ca să nu crească. Așa e, așa e. Și oricum putea să-l spargă Mana Worm. Și oricum are și Siphon Soul, bine, i-a pus Counterspell, deci Siphon Soul nu... Uite, men's Hellfire. Se verifice de Counterspell. Da, ce joacă Beetle? O, până la urmă, la Vulgar Homunculus acolo, da, nu știu. Da, e ok, dai mana 2-4, da, na, ții damage. Viața contează, vezi, secret. Oh, ce draw pentru Lepa. Foarte slabe draw-uri. Da, din păcate nu tras bine. Aici mergi, nu te mai interesează Defile în situația asta. Trebuie să merge all-in, că nu mai ai unde. Și Vlad are o mână destul de bună, care o să... Uite, poate să merg în continuare Beetle și așa mai departe. Da, Beetle-ul anulează runes. Da, merge card draw. Și tura viitoare poate să aibă un full remover. Mai are și niște heal cu Siphon Soul. Ești destul de greu pentru Vlad să cred eu să mai pierd acest match. Încă un Beetle. Două nether. Două nether-uri. Și după aia are Void Lord, are Enzo. Care aduce o grămadă de Beatles înapoi. Ah, hai, Counterspell ăsta mai trage de timp în cotură. Probabil. Nu, face trade? Nu. Ah, mă gândeam că face trade. Așa mi-a apărut. Ok, vedem și Counterspell-ul. E și Ice Block-ul acolo la Secret Mage. Are niște bani și are heal acum. Acum o să vrea să dea Counterspell cu Siphon, ca să-și dea mai mult heal cu... Da. Cu Dark Pact. Începe cu 3 de înainte sau? Hai să vedem dacă se gândește și Vlad la aceeași chestie. Are curaj, trage și acum o să dea cu coilul ca să... Da. Și acum aș dă hit. Dacă nu trăgea coilul ăsta, nu știu ce să zic. Păi nu mai avea.
Da, asta e cam a, ba, da, ba, da, dubioasă alegerea. Ba, nu, nu, cum? Nu putea, mai avea 6 mana, da, nu știu. A fost un pic dubioasă alegerea. Da, știa probabil că vine Coil. Da. Da, e și asta o variantă. Da, și acum Lepa trebuie să meargă all face, trebuie să burne cât mai poate, cât de poate de repede. Are Ice Block-ul pus, dar uite, și mai mult heal. Aici ce alege? Twisting Nether. Ok. E un pic interesant că acum nu o să mai pice dat spellstone-urile dacă nu joacă Lepa minionul ăsta care l-a tras acolo, pe care l-a tras acolo. Trebuie să joace probabil. Oh, Potion, îl joci, clar, nu? Da, da, da. Nici nu stai pe gânduri. Și acum dacă o să vină cu Void Lord. Acum Void Lord o să se transforme într-o oiță foarte da, neajutorată. Da, acum probabil merge și un Dark Pack pe, pentru Vim. Da, o să... Nu, nu merge. Oh, interesant. Ok. Nu, nu cred că mai merita să dai ping pe oiță. Sincer. Vrei să dai cât mai mult damage în față. Ideea e că acum o să vedem probabil Enzot și o să stăm în... Lepa o să stăm în top deck. Da, 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 Enzot, ca să aibă o, cât are, 6, 14 heal, o să aibă 8 heal de la cele două Mistress și 6 de la ce, da, da, dacă joacă ăla o să aibă doar 8 viață. Nu, nu, nu poate să joace Enzot, că n-are niciun taunt. A, da, deci, chiar, chiar că e Voidlord-ul Ioiță. Doar după ce dă Twisting poate să joace, poate să joace în schimb Kobold să-și dea heal și să, sau, și să dea Nether. Sau așa. Siphon Soul, ah, ok, sau, cred că e mai, da, e mai bună, e mai bună varianta lui. De fapt tot 14 face, doar cu varianta mea mai trăgea o carte în plus. Da. Și aici un draw foarte slab din partea lui Ionut, din păcate, Mana Worm. Da, Alunet în ultimele 10 cărți, n-ai nicio șansă când ai Alunet ultimele 10 cărți. Acum, la o să vedem versus Enzo, control, da. Warlock, e foarte greu. Da, acum o să vedem Enzo, da. Aici dacă vine Pyroblast, e aproape, o câștiga, da, dacă venea Pyroblast, știi că dacă venea Pyroblast, acum câștiga Lepa. Da, da. Dădea Pyroblast, Coin și Mana Worm de 3 damage. Da, da, da. Bine, ideea e că nu s-a, bine, o să... Aici ai cel mai bun trebuie. Twisting Nether defensiv posibil vreodată. Da, eu venit heal. Merge, de ce să meargă? Că are Dark Pact, are... Da, așa, așa, dar zic, niciodată nu cred că o să se mai întâmple să ai vreo, în vreun match Twisting Nether defensiv mai bun clar, de atâta, știi mai cum? Mai clar ca, da. Da, nu mai, nu mai, deci, greu nu de mai tot. Mai. Vedem acum, vine Alunet, dar oricum nu mă o să... Uite. Iarăși nu, nu o tras Alunet, deci da, e gata. Ne îndreptăm spre finalul finalei. Interesant, alegerea cu Giant. Cum am pe... întâlnit, asta am spus și eu în primul, în prima semifinală. Sau poate, poate nu și-o tras el, poate are în ultimele 6 cărți... No, nu, 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 e imposibil să fie Q-Block, nu, e control nu, cu Giant. Nu, nu are cum să fie Q-Block. Ia să vedem glyph-ul ce-i oferă. Un Pyro. Dacă îi oferea un Pyro, încă mai avea șanse. Da. Da, din păcate nu îi oferă Pyroblast, îi oferă Dragon's Fury care o să-i dea heal. Bun, și putea să ia și Dragonfire, nu Dragonfire, cum se cheamă. Flamestrike. Flamestrike cu Shortcut mai era aceeași, deci EU nu l-ar fi ajutat. Au avut ceva șanse, ți-am zis, au avut două momente în care putea să câștige. Uite, acum dacă trăgea Pyro din Glyph, da. Avea șanse să câștige, dar tot nu, că avea totuși în mână Spellstone-ul Vlad. Dar atunci, dacă trăgea Pyroblast-ul când avea Mana Worm pe board, putea să câștige match-ul. Da, da. Dar din păcate nu l-a tras. Da, așa. Are și un Void Lord Vlad, dar și-a luat și heal. Deci foarte și acum și Gul'dan. Da, e gata. Da. Așteptăm să vedem cum preferă să... Dacă poate, frumos, se poate omorâ Ionut. Mai încearcă Lepa să mai pună ceva, să mai facă ceva. Oh, mai încearcă, da. Și e victorie pentru Vlad. E gata. Felicitări, okay. Amândorora, da. A fost super tare, mai ales mirror-ul ăla de la început. Da, felicitări
tuturor care au jucat astăzi. Felicitări Lepa și Vlad care au ajuns până în finală și felicitări Vlad pentru victorie. Mersi ție, Alex, că ai joinuit așa short notice. Nicio problemă. Oricând. Cu noi, mulțumim, mulțumim. Mulțumim tuturor care ați stat cu noi și ați vizionat meciurile. Să nu uităm să mulțumim Trust Gaming care ne ajută și ne susține în a organiza acest din două în două weekenduri Bortles. Am fost la ediția 9. Un alt fact interesant care trebuie menționat este avem deja 9 ediții și în fiecare ediție au câștigat altcineva. Nu s-a întâmplat niciodată să fie același. Au fost jucători care au ajuns consecutiv în finale sau așa mai departe, dar niciodată nu a fost Bortles câștigat de aceeași persoană. Trebuie să pune la pariuri cine o să iasă primul câștigător dublu din cei 9 câștigători. Da. Să vedem. Măi, ideea este că peste două weekenduri avem o nouă ediție, ediția cu numărul 10 și vă așteptăm acolo să vă înscrieți sau să vă uitați ca și astăzi. Încă o dată mulțumesc Trust Gaming, felicitări tuturor, mersi Alex și vă urez tuturor o seară faină. Ciao, ciao!